acolo, în singurul local al orașului Pântorna, dar înainte de a da citire ordine de zi, am observat că avem și invitați în sală sau participanți la ședința noastră din domnul comandant al poliției orașului Pântorna. Mulțumesc pentru invitație, vă bucur cum am fost și domnul Gavrilă, domnul inspector Gavrilă de la Apele Române, am putea spune ex-inspector sau pensionarul domnul Gavril. Domnul pensionar, tați de bine așa. Bun, vă mulțumim. Și doamna directoare de la școala 1. Doamna directoare de la școala 1. Asta ce mă la... Unde? La ce? Da, o să vă rog să permiteți să dau citire ordine de zi. Doamna directoare, ați fost anunțată că sunteți invitată la ședință. Da. Așa, înainte de a intra dumneavoastră sală, am spus că sunteți prezent. În ce sunteți? Am colegi, da. Da, o să dau cedere ordine de zi la numărul 1, proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Isai Grăducu George, președinte de ședință pentru luna aprilie 2017. La numărul 2, proiect de inițiator primarul orașului Pecovna. Numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2016, inițiator primarul orașului Pecovna. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și al bugetului activităților autofinanțate pe anul 2017, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 4. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor pentru accesarea unui credit bancar în vederea achiziționării imobilului situat în oraș Târgu Ocna, strada Gheorghe Asachie, numărul 2, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 5. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 19.550 lei pentru participarea administrației publice locale la organizarea competiției de mountain bike, tip cross și trail în jurul alergare călătorie între cer și pământ, ediția 5-a, în colaborare cu Societatea Națională a Sării S.A. sucursala Salina Târgu Ocna, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1.7 din hotărârea Consiliului Local Târgu Local Târgu Ocna, numărul 6 din 29.1.2017, aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza unității administrative teritoriale oraș Târgu Ocna, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuielile al 10 companiei de utilități publice, de asta am înțeles că se... Bugetul, da, al companiei de utilități l-am aprobat, da, în comisie, în anul 2017 și 8. Un raport privind starea generală economico-socială și de mediul orașului Târgu Ocna pentru anul 2016. La fel, am avut, după cum și dumneavoastră, cred că ați fost informați, o suplimentare pe la ordine de zi privind proiectul de hotărâre privind acordat de acordul de principiu al Consiliului Local pentru susținerea financiară a lucrărilor de extindere și reabilitare a rețelelor de apă și canalizare din orașul Târgu Ocna, prevăzute în lista de investiții prioritare aferente proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, perioada 2014-2020, apoi inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Și retras, da, de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a bugetului de venituri și cheltuieli la SECE, compania de utilități publice Târgu Ocna din 31.12.2016. Lucrurile acestea, vreau să vă spun, că au fost discutate ieri în comisie, în ședința reunită și atunci vă supun aprobării ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Că se abține cineva?
spre ce nu m-am uitat de lucruri. Sunt, din câte observ, este absent, doar domnul Ion, doamna Legată, doamna Legată, doamna Legată, doamna Legată. Să mă rog, la fel, stimați colegi, să-mi permiteți să iau loc astăzi, am avut o zi grea și în aceste considerente, dacă sunteți de acord, vă conduce cu ședința din poziția așezată. Mulțumesc frumos! Vă supun atenție și aprobări până la trece la dezbateri pe ordinea de zi. Vă supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței din data de 23.02.2017. Dacă nu sunt alte probleme, dacă sunt probleme, vă rog să le aduceți în discuție. Dacă nu sunt, atunci vă supun aprobării. Cine este pentru? Dacă este împotrivă, sunt abțin. La fel, vă supun... Așa o corectură acolo. Vă... Este proces verbal, iar unde e cu live-a. În cadrul procesului? Da. Am să mă uit și eu sunt colegi. Da. La fel, poftiți? Și mie nu din parte. Ah, da, da, e normal. Dacă... Și mi-a văzut și mie. Dacă ați fost rebotezat, normal că e bine să cereți și eu. La fel vă supun aprobării procesul verbal de la ședința extraordinară care a avut loc pe data de 9.03.2017. Cine este pentru? De acord, nu sunt probleme. Atunci trecem, practic, la dezbatere pe proiectele ordine de zi. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind alegerea domnului Isaie Cadu George, președinte de ședință pentru 1 aprilie 2017. Comisii, de vă rog. Comisia Juridică a Vizionului. Dacă nu sunt probleme, dezbateri sau alte neclarități, atunci spun aprobări acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de închiriere a exercițiului bugetar pe anul 2016. Aveți un candidat la urmă? Celalte comisii, dacă vă rog. Dacă sunt dezbateri, poate din ieri până astăzi au mai fost neclarități, v-ați clarificat, atunci cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Roșescu. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și al bugetului activităților autofinanțate pe anul 2017. Comisie economică, aveți favorabil? Nefavorabil, scuze. Pentru buget, vot 2 pentru și 3 abține. Comisia pentru urbanism a fost favorabil. Se vor supra pentru urmă de Comisia juridică probleme, dezbateri. Ieri, până astăzi, au fost chiar unii colegi care au spus că mai reflectează asupra. Vă rog, domnul. Ca liberal, m-am uitat atent, mai ales la venitorile restricții de dezvoltare. Pentru că fiecare an, fiecare an care trece, trebuie să mai băgăm o cărămidă la construcția și reconstrucția orașului nostru. La îmbunătățirea vieții, dacă se poate. Pare că e un buget al sărăciei și anul ăsta, creșterea de la 2,5 milioane, doar cu 10%, dacă ar fi, în condițiile care intră și taxa de salubritate de 1 milion aici, deci care practic nu ne rămâne nimic la dezvoltare, trebuie să o dăm aproape toate la prestatorul de servicii. În oraș este nevoie de o groază de investiții, sunt nevoie de astea lucruri. Poate că singura scursă, pentru că impozitele nu pot crește și bine că nu au crescut, singura scursă sunt tot banii europeni. Să profităm și noi de programele care sunt, poate mai bine și mai mult. Avem orașe, niște orașe vecine care îmi dau exemplu că se poate și mai mult și mai bine. Cam asta. În rest, ăștia sunt banii, împărțirea lor
mi se pare corectă, cum s-au înscris la toate, dar păcat că este tot un buget al sărăciei în care asta îl vorbim. Mulțumesc. Domnul Rusu, de ieri, până astăzi, domnul președinte, aș dori să întrebăm executivul, este trecut aici la capitolul vânzări de bunuri și servicii, codurile nu mai spun, la venit, bărima, doamna Diviseanu, 3.703.100 de euro. Condițiile în care, în exercițiul bugetar din 2016, ați încasat prin valorificarea unor bunuri doar 3.198 de lei. Înțelegeți de unde, ce vindem, ce facem, ce vindem de 3.703.000 de lei. Care anexul bugetar? Haideți. Nu avem materialul de ce vindem. Priviți de unde. Vânzări de bunuri și servicii este un subtotal al unor capitole, al unor subcapitole de venituri, care nu reprezintă vânzare efectivă. Așa este în clasificația bugetară. Dacă vedeți în raport, la poziția de vânzări de bunuri nu avem, avem 0 lei. Este un total aici. Da. Dacă mai sunt am venit din valorificare bunuri, și la pagina 3 din raport, la venituri din valorificare bunuri, într-adevăr, avem realizări în anul 2016, 3.197 și pe coloana următoare, prevederi 2017, 0. Mulțumesc. Domnul... De fondul lipsurilor la care se face prevedere și domnul domnului, chiar v-a tratat spre s-a putut fi prins în buget pe ființarea poliției locale. Am zis că totuși este prins investiția pentru monitorizare acest sistem video care să permită o monitorizare a locurilor vulnerabile de traza localității noastre. Dat-o o comisie, vă spun ce am pomit, că localitatea noastră se încontră, de fapt, cu orașul din Bărătării, în sensul cunoscut de oraș, stațiune turistică din interesul național, are nevoie de mai multe ordine de liniște, iar forțele care sunt alocate în momentul de față, în mod de fapt, Poliția Națională și în jandarmerie, sunt insuficiente. Și măcar pentru anul următor, să putem face pasul ăsta spre poliția locală, pentru că chiar avem nevoie de mai multe ordine de partea celor care sunt în măsură să realizeze acest deziderat. Și aș vrea să fac o referire la bugetul de la Complexul Balnear, în care ne uităm la venituri și cheltuielile, constatăm că sunt acolo, aproape zero, deci cât să venitul pe energie o să fie cheltuit în condițiile în care știu că sunt atrase surse forțe de muncă din primărie care sunt bugetate, care sunt își cubesc salariile de pe posturile pe care le au oameni. Să încercăm să eficientizăm activitatea de acolo, așa fel încât cheltuielile să se ridice măcar la nivelul venitului pe care se realizează. Mai sunt și alte lor dispoziție, eu aș mai vrea să completez în ceea ce a spus și domnul Mânzul, chiar și în ședințele, în ședința comisiilor, noi am avut o discuție mai amplă vis-a-vis de ceea ce înseamnă nu numai monitorizarea, dar și problema poliției locale, așa cum am discutat, chiar eu am adus în atenție și vreau să avem discuții și în plen, având în vedere că și executivul este foarte bun prezent cu toate serviciile astăzi în ședința de Consiliu, problema apariției unor fenomene de
spargeri de locuințe, de furturi de mașini, de spargeri de case, lucruri care cred și sunt convins că ele sunt în atenția organelor de poliție, dar poate că cu ajutorul poliției locale ar putea fi poliției locale în sensul de a avea un control mai amplu. Toate forțele poliției locale sunt neacoperitoare pentru tot ce înseamnă raza orașului. Așa cum discutam și ieri și făcea domnul Munțu chiar precizarea că în condițiile în care, pe de o parte, ne bucurăm că suntem o stațiune de interes național, dar pe de altă parte sunt și o serie de probleme la care trebuie să facem față. Suntem, până la urmă, un oraș de tranzit, la PAC și din alte localități, fel de fel de persoane care nu știu dacă de fiecare dată vor numai bine în localității noastre. Dar cred că executivul va avea în atenție, chiar dacă bugetul este cum este, măcar acea monitorizare să o putem face pe anumite domenii, poate vom reuși să monitorizăm și alte fenomene care ne îngreunează viața în localitate. Dacă nu mai sunt alte... Este un buget, după părerea mea, bine articulat, bine organizat. S-a ținut cont foarte bine de partea de cofinanțare al lucrărilor care le-a avut executivul în vedere a se vor realiza în anul ăsta și anii care urmează. Fac referire aici la școlile în care s-a prevăzut investiția cu banii europeni și partea noastră de copartare foarte redusă și care este benefică, la iluminatul public, la anumite asfaltări, la dezvoltarea de spații verzi, etc. Vom avea în vedere dacă mai sunt neajunsuri la rectificările viitoare, în special, și aici este un deziderat al meu, să facem un program pentru managementul deșeurilor și gunoiul de menajer, în așa fel încât să facem ceva să arate și orașul mai bine și să reducem un pic ca costurile pentru populație. În concluzie, este un buget care ar fi bine să fie votat. Da, domnul primar, vă rog, să răspund la problema legată de domnul Antoiță și mă bucur că este interesat și de eventul localității și deci este consilier de Consiliul Local. Târgu Mureș este un oraș care a investit în fiecare an între 5% și 15%. În acest an a trecut avem 1,7% și așa este că fără buget de dezvoltare nu putem ajunge aici unde am ajuns. Sunt puține localități în județul Bacău ca Târgu Mureș. Noi avem venituri din cote defalcate din impostul pe venit, venituri mai mari decât din impostul și taxe locale. Majoritatea localităților din județ au impostele și taxe locale ca venituri principale la buget. Și aveți să vă spun, domnul Antochi, că Târgu Mureș din 2000 până în 2016 a crescut bugetul de 20 de ori. Și am aici graficul și vin pot și noastră ca să vedeți. Și este foarte interesant că aceste venituri care vin din activitatea economică, practic, sunt banii care îi luăm din impostul pe salarii care plătește fiecare salariat. Și obține venituri mai mari decât impozite și taxe locale. Este o localitate care prosperă. De asemenea, faptul că am avut 215.000 de turiști, acum un an, în 2 ani, am trecut, am avut 216.000 de turiști, este mare lucru pentru oașterul. Și am văzut că pensiunile sunt din ce în ce mai multe și este un lucru bucurător. Asta a spus de localitățile învecinate. Dacă vă referiți la Comănești, eu am avut o optică foarte bună 2008-2012, în bugetul 2008-2013 și au prins acele proiecte mari și au văzut efectele acum, dar noi acum am accesat tot ce se putea accesa. Deci noi cu acest proiect de 5 milioane de euro, am fost ieri la Iași și încerc scuze că n-am putut să fiu prezent la ședințele de comisii, pentru că am fost din nou la proiectant,
Din 8 proiecte depuse, au rămas 3. Printre cele 3 este și proiectul Târgov. Este proiectul cu cel mai sumă. Dacă acest proiect va fi finanțat, și noi sperăm că da, sperăm să nu mai apară și alte probleme, pentru că s-au cerut foarte multe clarificări și a trebuit să fie personal, pentru că primarul semnează personal pe fiecare pagină din proiect. Atunci vom reuși să facem și știți că ați aprobat și gazeta și centru vechi și câteva străzi prinse acolo, spre obiectivele turistice și avem și iluminat. De asemenea, pe PNDL, atunci că am prins 3 proiecte care nu s-ați aprobat. În 22 de kilometri de străzi asfaltate. După ce terminăm cu canalizarea, trebuie să asfaltăm aceste străzi. Nu ne-a scăpat nicio singură finanțare să nu o accesăm. Și eu vă mulțumesc și vă bucur că ați înțeles și ați aprobat aceste proiecte, aceste studii. Pentru că, sigur, se pune problema, de ce facem aceste studii? Fără aceste studii nu putem face mare. Știți că când am cheltuit o sumă importantă de bani ca să obținem statutul și să acredităm izvoarele, foarte mulți au spus, de ce dăm acești bani? Sigur că nu i-am dat pe ceva concret. Dar dacă am devenit stațiune, vedeți și noastră cum a crescut bugetul orașului. Este foarte important să știți că avem aceste studii făcute și aceste proiecte depuse la PNDR și cu toate școlile din oraș. Avem și străzile, avem și iluminatul, avem și creșă. Le-ați aprobat. Să venim în ședința de astăzi, să vă mai propunem o... Și n-aș dori ca să mai intervin atunci, vreau să spun acum, la discuția care a fost pe master plan, pentru că cel mai mare proiect care l-a trecut, și la în istoria după 89, nu știu dacă înainte a fost unul mai mare, este apa și canalizarea. Canalizarea și stația de epurare. Dacă noi reușim să pornim stația de epurare și suntem într-un caz fericit, pentru că stația de epurare va porni imediat, pentru că noi, atunci când am cumpărat terenul, am planificat că va fi acolo stația de epurare. Este o problemă delicată pentru Dărmănești, pentru că dacă pornești stația de epurare, în câțiva ani de zile reușești să o pui într-un fir și să știți foarte bine, domnul Andrei. Dar noi va fi simplu, pentru că vom lua canalizarea veche, fiind foarte aproape, și o ducem imediat în stația de curare, care este spre finalizarea. Și la discuția care a fost master plan, și am discutat cu colegii la Bacău, am reușit să suplimentăm ce am cerut prima dată, dar ne și angajăm că suntem dispuși să dăm până la 10%, până la 15% bine eligibile, ca să putem suplimenta. Și în aceste condiții, noi avem șansa să prindem și poie, și gura stării, și măsoare, și păpuri, să facem canalizare. De aceea, aceste proiecte nu pot spune că cineva spune când, nu știm când. Nu știm când, dar dacă nu ne pornim, nu avem nicio șansă. Pentru că proiectul 2014-2020 a început. Deja suntem la 3 ani, n-ai depus proiecte, sigur, ele vor fi finanțate poate în 2019-2020, după 2020. Dar odată pornite, au șanse să fie. Uitați-vă PNDL. Deci al doilea proiect PNDL, Pișoara, Căptan Bușilă, Daniela Caurea și Tăbăcarii sunt în faza avansată. Primul proiect cu Salina nu a reușit încă să-l finalizăm, că apar tot felul de probleme, tot felul de proveniente care trebuie să le rezolvăm. PNDL-ul 3, dacă trece, suntem departe. Deci eu vă rog frumos să aprobați bugetul așa cum este și vom ține cont de observațiile dumneavoastră și de această, sigur, secțiune de dezvoltare. Pentru domnul Nuțu, a dus că am introdus acest sistem de monitorizare care este foarte important, dar am reținut și poliția locală. Ce facem? După ce aprobăm bugetul, vom aproba organigrama. După ce aprobăm organigrama, vom cere numărul de persoane, numărul de personal de la prefectură să ne aprobe și când avem organigrama și personal, atunci putem ști exact de ce bani avem nevoie. Și vom găsi și resursa să facem și poliția locală. Ați atins și dumneavoastră problema drumului de la Salina, de majoritatea cetățenilor din orașul ăsta de fiecare dată stă cu ochii pe dumneavoastră, pe guvern, dar și pe noi și trec prin impresia că e rea voință de partea noastră. Trebuie să le explicăm oamenilor să depun toate eforturile pentru a se declanșa o dată operațională de rezolvare a drumului de acolo. Asta ar fi bună.
Și a doua problemă, ținând cont de importanța istorică pe care are orașul al nostru, 100 de ani de la primul război mondial, spuneam de drumul ăla de sus care face legătura cu monumentul Mărgura, cu mănăstirea Mărgura, și mă uitam, nici Consiliul Județean a prins nici un ban acolo, n-am văzut nici la noi. Dar poate găsim totuși resursă să facem ceva, ca să nu vină oamenii care și vor fi foarte mulți din alte părți să ne înjure în toată felul de că cum e drumul Salinea și cum e drumul. Vedeți noastră că am ajuns în situația în care dacă avem venituri să funcționăm și mai punem și 9% dezvoltare, Consiliul Județean a spus, nu vă dăm niciun ban acolo, că voi aveți. Vedeți, suntem în extrema cealaltă. Dar noi o să încercăm să găsim o soluție. Eu am discutat și cu un președinte de drumul de la Măgură și ne-a promis că vă face o reparație pentru elementele care avem, pentru că e bine să știți și noastră că data de 11, 12 și 13 august vom avea 3 zile, în care o zi va fi în oraș, 11 va fi pe Coș, 12 va fi pe Cireșoaia și acolo vom avea mai multe evenimente. Poate la ducem de înălțare, e domnul președinte al Consiliului Județean, mergem împreună să încercăm să convingem, poate face ceva. D'acord, haideți să vă dau ultimele amănunte cu domnul de la Salina. Deci s-a discutat cu proiectantul și astăzi un coleg de-a nostru este dus la proiectant, pentru că este adevărat că am și modificat soluția tehnică. Ne vrem să lățim acel drum pe toată porțiunea, așa cum este o anumită porțiune, să-l aducem. Și nu s-a găsit inițial soluții ca să încadreze în, știți, fiecare finanțare, fiecare ghid, PNDL-ul, cu niște condiții. Și ne-am anunțat, am găsit varianta în care să extindem cu o consolidare din mal la Vâlcele, să extindem toată această zonă. Și atunci am spus, bine, mai bine mai stăm puțin, găsiți și varianta asta de lățirea drumului și suntem pe această variantă. Noi sperăm că astăzi, cel târziu luni, să putem pune din nou pe seapă 3. Pentru că el este legat cu celelalte 3, cu Ștefan Constantinescu, cu Vasile Alexandrei și cum apare proiectul, punem și noi sperăm că în această vară să putem ales. Mulțumesc! Ce mai mulți? Dacă nu mai sunt... Mai sunt, mai sunt. Ah, mă rog. Eu sunt, domnul, mă rog, sunt de acord cu dumneavoastră că școala nu stă cel mai rău, fiind cel mai rele din județ, dar de ce sunt stăi cel mai bine? Deci asta e bine. Spus că rău. Toți. Iar dumneavoastră, vedeți că activitatea economică dutul în oraș, eu, ca un mediu de afaceri, văd că IMM-urile de bea suflă. De exemplu, sau forajul s-a închis chiar în astea total, după ce mai avea vreo 10 angajați, chiar a fost la cătul. Partea de turism e o creștere. Sperăm că va fi în continuare, dar nu pot accepta ca numai să fie un oraș unilateral dezvoltat pe turism, chiar dacă e facțiune. Deci serviciile, IMM-urile, deci astea gâfăie, asta vă spun sigur. Legat de programele care sunt, e foarte bine că le-am prins, le-am votat și eu și știu despre ce e vorba. Mi se pare un pic cam târziu, sau pe bine mai târziu decât niciodată. Asta e și... Sperăm că în anii următori vor fi bani mai mulți pentru dezvoltare. Mulțumesc! Cu plăcere. Dacă nu mai sunt și alte puncte de vedere, vă propun să punem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local și al bugetului activităților autofinanțate pe anul 2017. Cine este pentru? Gheorghe Asaj, numărul 2, județul Bacău. Comisia juridică a vis favorabil. Comisia economică a vis favorabil. A avut și urmă. Comisia pentru bani a vis favorabil. Dacă sunt neclarități, vă rog. Încep tot eu. Am fost de acord cu această achiziție. Deși de vedere liberal nu aveam nimic împotriva unei proprietăți private acolo. Am înțeles proximitatea față de primărie. Ar fi fost mai tentant pentru noi să aprobăm o limba largă, dacă și vineau două, trei variante, domnule, facem asta și asta și asta. Dacă n-au venit, să sperăm că o să vină. Dar ce vreau să întreb? La orice investiție sau
credit, există și o parte care o punem noi cum ar fi. Noi trebuie să luăm credit 100% sau poate avem un 75% credit și 20% resurse proprii, exact ca la fondurile europene. Dacă cu cât e mai mic creditul, cu atât e mai bine. Deci asta era ideea. Dar de votat o să votăm această achiziție și acest credit. Da. Da, da, mulțumesc. Dacă votați, atunci vă mai dau răspuns. Dacă votați, nu trebuie să dea ca să autor răspuns. Atunci vă spun răspunsul. Dacă nu, haideți să nu pierdem timp. Dacă tot votați, vă spun. Nu am să votăm. Poate mai sunt. Uitați, domnul Anțelu. Da, și eu sunt de acord cu acționarea acestui model, dar m-a interesat totuși procedura credit bancar. Dacă erau ceva informații înainte, să știm când ne ajunge la final, pentru că știm foarte bine că vânzile la bănci sunt ba fluctuante, ba... deci nu poți să ai o dobândă fixă și până la urmă trebuie să știm exact suma finală cu care achiziționăm acest imobil. Că se spune de 100.000 de euro, dar s-ar putea să ajungem la 140. Nu știu cât vor fi dobânzile. De aia eu zic că era bine să fie întrebat întâi băncile să vedem unde ajungem. Mai era o modificare. A spus-o și ieri domnul primar și am susținut în continuare pe acționării acestui interes, pentru că, într-adevăr, orașul nostru are nevoie de dezvoltare perspectivă. Mă repet și astăzi, spunând că nu am jucat acele imobile care au mai rămas în curtea fostei poliții, să aibă o altă destinație, până când va căpăta destinația de retret. Mă refer la eu știu, s-a și eu zis pe acolo, tot felul de alte nații, care și așa le creează de unul de probleme. Da. Domnul Iată. Și el s-a ridicat această problemă. Cred că ar fi bine, ca și mai are motive, să se prezinte pe o achiziție de genul ăsta două, trei variante care le-am putea, în timp, că am evitat orice discuții din astea care... Mulțumesc. În perspectivă, la cifră, licitații s-ar putea da 3-4 ani. Dacă nu mai sunt alte... Este poate a patra oară, să facem cea oară, când discutăm de acest teren. În două hotărâri în care s-a spus clar să cumpărăm acest teren, eu aș dori să mai spun o dată de ce trebuie să cumpere primăria acest teren. Acest teren este valoros pentru primăria Târgu Ocna, pentru orașul Târgu Ocna, pentru că el este pe toate laturile învecinat cu teren domeniul public. Avem liceul tehnologic, avem în față fostul teren de fete, avem în lateral primăria și știu că la una din ședințe domnul Rusu, care este foarte bine informat și mă bucur, că au fost solicitări pentru supermarketuri secunde. Nu vreau să dau numele, nu e corect aici, dar l-ar cumpăra. Și atunci gândiți-vă cam cum ar fi primăria într-o parcare cu un supermarket. Acum, problema oportunității am lămurit-o. De ce creditul? Pentru că, sigur, așa este cum spune și domnul Panțăru, este mai ieftin fără credit decât cu credit. Dar, este greu să identificăm acum o sumă în buget și am spus că mai bine facem acele studii care sunt necesare pentru a demara proiecte, și este unul din motive, dar din discuțiile care am avut cu CEC-ul, de exemplu, nu sunt produse. Băncile și CEC-ul nu împrumută că vrei tu așa să iei niște bani la primărie. Deci ele împrumută numai pentru un obiectiv foarte clar. Și dacă se poate, unul singur. Și atunci ei au un produs destul de bun, în care spune așa, pentru procurare de terenuri se acordă un credit. Pentru procurarea terenului. Mai e un aspect. Faptul că banca va plăti, va urmări, nu poate niciodată cineva să spună că și așa sunt suspiciuni, care interes, nu știu care consilier, primarul sau viceprimarul sau cine are. Pentru că ei fac analiză, ei nu dau bani dacă nu văd că investesc în adică valoarea pe care o plătesc ei este reală, pentru că el spune așa, dacă nu restitui creditul, el trebuie să-și recupereze bani. Și atunci am spus, pe lângă ce facem noi cu raport de evaluare și cu ce avem, mai avem și o bancă care vine cu specialiștii și spune da, dăm acest credit pentru această investiție. Efectiv, problema pe care ridică domnul este corectă. Ce vom face acolo? Spre exemplu, am văzut că am avut această oportunitate pe PNDR să facem creștere.
N-am găsit niciun teren al primăriei decât cel de lângă spital. Nu credeți că creșa s-ar putea face aici? Nu ar fi mult mai bine să facem creșa aici decât să ducă copilul fiecare dimineață cineva până acolo? Nu am avut acest teren. Este posibil, dacă se aprobă studiul care l-am trimis noi cu creșa, să modificăm locația. Se poate face acest lucru. Este un aspect. Al doilea aspect. Pompierii militari au spus că sunt dispuși să facă o unitate de pompieri militari la Târgu Ocna și pentru noi ar fi foarte important pentru toată zona. Adică Stănic, Moldova, Pârgărești, Dofteana, Târgu Trotuș, dar să le punem la dispoziție un spațiu care să aibă dotarea și circuitele necesare unei asemenea activități. Unde să-l faci? Și atunci, dacă putem face-o aici și avem teren și facem un proiect bun în care aducem salvare, pompieri, ISU, urgențe, poliție, poliția stă cu chirie, să zicem, nu știu. Și atunci ai toate instituțiile care participă la viața localității, cred că ar fi foarte bine. De asemenea, sunt instituțiile de învățământ în zonă, care pot să fie extinse. Deci eu cred că este foarte important să avem acest teren și cred că este mai bine creditul, pentru că să știți că când ne-am împrumutat cu 150 de miliarde și când toată lumea spunea că am băgat orașul și am făcut datorii de 20 de ani și sigur că a fost subiect din campanie electorală, uitați-vă acum că avem grad de datorare de 13% și gândiți-vă că acel credit nu mai reprezintă mare lucru. Dar atunci am oprit căldura în oraș, am 16 proiecte pe care am pus acel credit. Am dorit noi acum să ne obținem un credit cu dobânda care am obținut-o atunci. Ei tot au venit și au spus să negociem, au spus că a fost înțelegerea, nu mai revenim asupra ei. Și este și moral să facem creditul, pentru că să plătească și nepoții, pentru că ei vor beneficia de acest teren. Și nu știm exact ce vor face celălalt de pozit. Dar sigur, având teren nu putem discuta. Neavând terenul, nu putem să facem estimări ce ar putea să facă. Cred că am fost convins de asta. Dar legat de destinații eventuală a celor de la ISU, în buricul Târgul, aici nu recomand, pentru că ar semna un stres total asupra populației din zonă, ne-ar rezolva de la un capăt la altul. Poate nu mai sunt și în orașele mari, unde ăștia pleacă cu sirenele și vin de fiecare dată și știți ce inconveniență de asta. Da. Ce vom face acolo? Până la urmă am hotărât că trebuie și este bine să-l achiziționăm. Nu avem altă posibilitate decât să contractăm un credit. Asta este bine să dăm până la urmă o destinație. Pentru că dând niște destinații, așa arătăm interesul. Și cu cât arăți interes mai mare, cu atâta cât te prezinti la negociere, s-ar putea ca doamne să schimbe părere. Haideți să ne propunem, să ne gândim că facem nu știu ce șlefuie de diamante, care o să aducă un profit fabulos. Nu credeți că o să zică și doamna Hargel, că nu mai dau 100 de lei, nu mai vând mărțoaga acum, dacă e atâta de bună, nu? O dau cu 200 de lei. Cred că nici nu-i bine să-l dau. Da, vă rog, domnule. Noi zic, domnul primar, există posibilitatea ca proprietarii să răspedească timpul ce noi credem și rămânem cu creditul vor acolo. Domnul Iulia, există orice. Țineți minte că pe centru am vrut să achiziționăm și până când am ajuns să negociem, a doua zi s-a zis ceva. Și știți exact că s-a spus, dacă tot stăm așa și nu vrem, păi, a fi păcat atunci de s-a luat. Pe centru știți că așa am putut. Am ajuns la negociere, s-a dat publică, s-a știut suma, s-a dus celălalt la proprietar cu o sumă în plus. Dar nu cred că se poate că dacă am spus că facem cu cecul. Deci cecul ne dau bani în momentul în care... Cecul nu ne dau nouă bani. Pentru că mai înainte și... Că nu mai poate fi acuzat nici primarul, nici consiliul local. Cecul dă banul direct. Sigur că da, și de eliminăm acestea. Primar, cine rupte poate fi fost? Cine rupte a pierdut deja? Păi corectul frumos. Vă bucur, domnule. Deci eu cred că v-am convins. Deja, mulțumim frumos, domnul primar. Deja ați început să nu mai respectați ceea ce este normal să respectăm. Ați început să vă dați cuvântul singur. Toată lumea, vrea să vorbească cu fiecare. Vă rog în pauza de ședință și o să vă spun mai la urmă că am făcut o greșeală. De pe acum îmi cer scuze, dar vă spun la sfârșit. Vă supun la atenție dumneavoastră pentru vot proiectul de hotărâre privind demararea procedurilor pentru accesarea unui credit bancar în vederea achiziționării imobilului situat în orașul Târgu Ocna, strada Gheorghe Asa. Comisiile... Da, vă supun la vot. Cine este pentru?
fără ce nu se duce. Împotrivă? Domnul Roșeț. Domnul Roșeț, împotrivă. Nu are cine să se abțină. A plecat colegul. Din păcate nu-i colegul domnul Roșeț. Colegul, puneți în comisia cu tine. Nu, la împotrivă. Trecem la proiectul numărul 5, pe hotărâri privind alocarea sumei de 19.550 lei pentru participarea administrației publice locale la organizarea competiției de mountain bike, călătorie între cer și pământ, ediția a 5-a, în colaborare cu Societatea Națională a Sării, sucursala Salina Târgu Ocna, Comisia Economică a Restaurării. Dacă sunt întrebări, clarificări, probleme, dacă nu, domnule. Având în vedere că anul trecut a fost 12 lei, anul ăsta 19.550, nu se mai poate negocia? Mi se pare că a sărit cam mult. Sunt două petiții, domnule. Noi nu plătim, ca să fim înțeleși. Noi aici plătim diplomele și premiile. Da? Restul se ocupă Salina cu cea mai mare parte, să spunem. Sunt niște eforturi pentru a organiza. Dar eu venit și cu cross-ul. Deci, practic, sunt două competiții. Cross și ciclism. Premiile pentru cross sunt diferența, aceiași bani vom da la ciclism, dar dânșii au venit și au spus și cei care practică cross-ul sau iubitorii de cross sunt interesați. Și să știți că în perioada aia chiar vin în Târgu Ocna, mulți. Au fost anul trecut 200 și cât, domnul? Peste 200 la cicliști. Dacă mai vin 200 și ceva la cross, e mare lucru. Și eu spun că este o formă de promovare. Astăzi, împreună cu domnul Ilie, care îi mulțumesc și oficial, și cu domnul Iaru și au fost domnul Nuțu și domnul Bucur la Salina, am avut de la Cetatea Albă, oraș pe care noi suntem împărțiți, 45 de artiști care au dat un spectacol în București și pentru faptul că au văzut unii dintre ei Salina când au fost data trecută, au venit cu toții la Salina. Este mare lucru. Eu vă spun că ei rămân uimiți așa de ce văd acolo, nu puteam să mai plec la ședință, să le mai spun, să le mai explic, cel puțin încă fântâna arteziană acolo, a trebuit să explic de 10 ori cine construiește cristalele. Și e mare lucru. Viți așa, de la sine nu vine nimic fără efort. Da? Și că un asemenea concurs merită să fie finanțat și de primărie, sigur că practic e o cofinanțare, pentru că efortul mare probabil avea domnul Iaru, care asigură intrarea, domnul Ilie, colegiul, tot orașul este implicat, pentru că avem tinerii de la școli care asigură traseul. Porcănelul cu apă, bidonașul cu nu știu ce, pe traseu avem poliția, care trebuie să asigure jandarmeria, poliția, adică e un... Totuși, ați văzut, ineditul, toată lumea care a văzut pozele, din toată povestea asta, a rămas trecerea asta pe primărie, care o vedeți peste tot, da? Și primarul stă și el acolo câteva ori cu răzut și concursul, și este interesant. Și e păcat să nu o folosim. Asta vedeți, știți, zicea domnul Antochi, acum că ne uităm la localitățile învecinate. Nu știu dacă puteți, ne uităm la Onești sau la Slănic, uitați-vă ce discuții, ce probleme apar în localitățile cealaltă și noi ne-am dorit să le avem pe criterii de discuții cu izboare, fără izboare. Și dacă nu organizăm evenimente, nu vine nimeni, doar așa că suntem noi... Ați fost amicitat, domnul primar, dar dacă vă dați și domnul Roșeț, înseamnă că am... Nu, din păcate, eu am inițiat acest circuit, dar va trebui să mă abțin pentru că așa e legea României cu incompatibilitatea ultimii 5 ani, Dumnezeu să mă ierte că nu știu ce țara mai trăim, dar vă spun că cu toată inima votați circuitul să ducă mai departe tradiția și chiar ne ajută. A pus Târgu Ocna pe harta României. Dar de ce spuneți că ați inițiat acest lucru? Din păcate. Nu, din păcate nu pot să votez. Trebuie să mă abțin. Ați exprimat așa. Nu, din păcate nu pot să votez. Aveți eu am inițiat. Aveți nu ați început așa, din păcate, eu am inițiat acest proiect și a reușit că... Puneți două virgule acolo și... Dar domnul Ianu, la spate de bom, ați vrut să spuneți... Păi legea asta cu integritatea, ci că dacă ai lucrat în ultimii 5 ani într-o companie și ești în partea asta la altă, n-ai voie să dai nu știu ce și nu știu cum. Știu pe cineva care are chiar proces să fie.
Cred că întrebarea mea a fost, pusă cu explicația venit la rândul ei, ca să justifice de ce e diferența. Pe lângă cicliști au apărut și cross-ul. Da. Pentru că, având în vedere externizează, evident că vor întreba cetățenii. Vă le-ați mărit, de ce, cum? Cicliști a venit? E corect, e corect. Asta a fost, de fapt. Mai puțin două zile. Și mestru zi sunt două zile. Într-o zi. Da, noi am avut o dezbatere mult mai amplă, zic eu, pe acest punct în ședința reunită a comisiilor și cred că toată lumea a înțeles de asta. Eu am înțeles și eu punctul de vedere al domnului Arăl, am înțeles și explicațiile domnului primar și atunci vă supun la vot proiectul de hotărâre privind alocarea acestei sume pentru desfășurarea acestui concurs. Cine este pentru? Împotrivă? Da. Se abține cineva? Da, da. Domnul Roșeț, vă felicit. Domnul Roșeț, vă felicit. Domnul Roșeț, vă felicit. Ce emoție, asta e zi istorică, domnul Roșeț. Domnul Roșeț, vă felicit. Trecem la proiectul numărul 6 de pe ordinea de zi privind modificarea articolului 1, punctul 7 din hotărârea Consiliului Local Târgu Ocna numărul 6 din 29.1.2017. Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ pe universitate de stat și particular de pe raza unității administrative teritoriale oraș Târgu Ocna. Comisia scrie că a disfavorat. Da. Comisia scrie cel mai bun din ața. Deci, dacă sunt neclarități la acest punct, eu cred că a fost domnul Iter, vă supun la vot. Da, este o problemă de formă. Da. Cine este pentru? Toată lumea. Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A. pe anul 2017. Avizul Comisiei Economice a desfavorabil. Celălalt de comisie? L-am pus cu asta sau nu? Nu, nu a fost execuția bugetară. Execuția bugetară. Am zis că să aibă buget să fie scoată în vot. Dacă mai sunt alte probleme, dacă, domnule, am avut o întreagă discuție cu acest buget și am dubitat ca să se facă tot ce este putin să se facă serviciul cheltuielor care sunt cele exagerele mari și de asemenea să creeze un profit care este necesar într-o societate comercială care este subordonată ordonanței 26/2006. Da, având în vedere că votăm un proiect de hotărâre ce vizează direct compania de utilități publice, normal ar fi fost ca administratorul companiei să fie aici. De acord. Da. Exact asta vreau să spun și eu. Mi-a luat o vorba, dar am mai spus-o în fiecare ședință că ar fi bine să fie. Mai întrebăm ceva, poate. Am întrebat ieri destule, dar poate mai întrebam ceva. Da. De asta. Eu n-am fost la ședință, dar discuțiile avute astăzi, ascultă-mă, s-a lămurit ieri, tocmai de ce execuția bugetară am scos-o. Bine, știu că e neapărat program, dar nu are program acum? Nu-i vorba de program, cred că este program. N-am știut că asta doriți. La câte discuții au fost aseară, a spus că... Dar la diverse e aproape sigur un punct legat de companii întotdeauna, sau de salubritate, sau de nu știu ce, deci asta e bine să fie. Nu, dar de cum ai spus? Nu l-am chemat. Am spus că dacă s-a discutat în aga aseară și ați dezbătut destul de interesant. De mult problema. Sigur că avem multe de discutat cu această companie. Noi încercăm să o aducem și în fază să obțin acest profit, însă să știți că situația lor este destul de delicată. În sensul că, pe de o parte, noi primăria suntem beneficiarul și verificăm lucrările, că, cum se spune, așa cum trebuie. Nu-i lăsăm deloc să facă lucrări la o valoare mai mare decât sunt necesare. Pe de altă parte, ei trebuie să aibă profit. Și dumneavoastră, ca și consilier local, sunteți într-o problemă, într-o situație delicată. Sunteți în aga, domnule, și cere, dă profit, că eu sunt acționar, veniți în consiliul local, reprezentați cetățeanul și pe domnule, te rog să faci lucrări
costuri cât mai mici. Pe mine m-a trimis cetățeanul aici să obțin costuri cât mai mici. Deci e delicată situația. Ieri în ședința AGA cereați de profit, astăzi în ședința Consiliului Local spuneți, doamne, stați un pic, nu lucrați cam scump cu cetățenii. Deci e o treabă delicată și mai să trebuie să găsiți soluția optimă în acest caz. Sigur că avem multe de făcut în ceea ce privește salubrizarea orașului, dar eu vă spun că uitându-ne așa cum vă ziceți noastră, domnul director, și la celelalte localități, să știți că parcă e mai bine cu ai noștri decât cu alții. Dar Dărbănești a avut oprită prestarea de serviciu decembrie-ianuarie, au ajuns într-o situație foarte delicată din punct de vedere juridic, pentru că ei n-au ridicat, vorbesc acum operator, nu au efectuat lucrările, dar taxa cetățeanul trebuie să o plătească. Pe cum să o plătească dacă tu nu ai practică? Am fost cu toții de acord cu acest aspect, să folosim compania. De acord, dar am ținut cont, domnul, eu țin cont de ce expuneți noastră, când opoziția este constructivă, eu țin cont de fiecare dată, dar și mai mult atunci când este constructivă. Și haideți să, împreună, aveți o experiență deosebit de jumătate, domnul Antohi și ceilalți, și ușor, ușor, avem pe cine pune la punct. Pentru că eu vă spun că cu Dărbăneștiu și refuzat să vină, a spus așa, domnule, eu am contract cu Adisul, eu discut cu dumneata. Deci este acest intermediar Adisul care zic că funcționează mai. Mai târziu, dacă trebuie să vă așeza, vom vedea ce facem. Este operatorul nostru, trebuie și noi să-l dotăm cu echipamente corespunzătoare și așa cum a spus și domnul Bucur, va trebui imediat acum să vedem cum finanțăm niște utilaje pentru operatoarele la uitați, pe și noastră, unde mai poți cărau unul, cară, curdul pe ele, dar împreună facem ceva să facem și noi. Dar mea am păstrat și cum? Ăla care conduce mea în domn. Când îi păstrat, nu vedeți? Doamne, ascultați-mă un pic. Se lucrează cu o categorie specială de personal. Ce mai bun? Ținem un pensionar care de acum, cred că îl ducem la direct la, așa, pe susă, pentru că nu găsești un tractorist bun. Ăla a plecat, Priam, care a fost. Avem un tractorist bun, a plecat. Nu stau, salariile sunt mici și munca este. Și categoria de oameni care lucrează acolo, dumneavoastră și la salubrizare, cine a ajuns, nu este chiar cel mai, cum să spun, bun salariat și să-i spui lui de corectitudine, de program și cu toate astea trebuie să facă și curățenie. Activitatea cealaltă care este cu câinii comunitari, vedeți că a început mai greu. Eu știu că vă referiți la cele pierderi care sunt acolo, dar le-am recuperat pentru că noi nu am putut să plătim până când nu au fost și documentele cu câinii comunitari mai mult mai complicată decât credem noi. Este o parte din hârtii cu doctor veterinar și cu ce este și este și partea efectivă de a lua câine și aduce în adăpost. Și s-a convins, am înțeles și domnul Măciucă, care reclamă peste tot, când a fost dus ieri acolo și astăzi sunt 24 de câini în adăpost și ne vrea să meargă, sau cred că s-a convins ca să... Pe primare. Cum? Pe primare. A, pe primare. Păi da, a și dat-o pe Facebook. Da. Pentru că este, cred că primește indemnizația de la Facebook, nu de la Consiliul Local Târgu Ocra. Da, e treaba lui. Și ușor, ușor am pornit și această... Da, eu vă cer permisiunea să fac și o intervenție. Domnul primar, mulțumim, dar să știți că discuțiile de ieri au fost mult mai ample și personal am avut o nemulțumire totală. Este adevărat, și dumneavoastră faceți apel la noi, ca și membri ai adunării generale acționarilor, să-i ajutăm pe colegii de la CUT sau pe... colaboratorii noștri care dorim să fie cu adevărat colaboratori și să ne facă serviciile care le dorim în orașul și în localitatea noastră, dar trebuie să îi ajute și executivul, dacă să-i ajutăm noi ca membri ai adunării generale, noi am ajutat, dar ei nu știu ce vor. Adică ei ar trebui să vină la noi, la adunarea generală acționară și să spună cu ce probleme se confruntă. Dar ei vin la 3-4 luni de zile odată și atunci spune, votați în materialul. Dar când ne uităm în materialul nici dumnealor, eu ieri le-am cerut să-l traducă. Le-am cerut și le cer în continuare să înțeleagă dumnealor ce ne prezintă, măcar întâi să vadă, să verifice ce ne pune la dispoziție. Dar ajutați-i și dumneavoastră executivul din mai multe puncte de vedere aveți, posibilitatea dumneavoastră să-i ajutați, pentru că îi aveți permanent lângă dumneavoastră și noi îi vedem o dată la lună și mai vedem prin oraș când și când.
Dar dumneavoastră îi aveți zilnic și aveți permanent când le cere să facă lucrări, când le decontați lucrările, când le facturați lucrările, sau când le facturează și așa mai departe. Deci, haideți împreună să punem numărul, pentru că ele în materialele respective, când vedem pierderea, noi ca și membri AGA, nu ne vine să le mai aprobăm absolut nimic. Ca și consilieri, da, îi dorim și vrem să-i avem ca operatori în localitate. Dacă membri AGA, dacă ați fi în locul dumneavoastră, în locul nostru, v-ați spune, băi, nu, mă abțin. Asta e intervenția. Nu vreau un răspuns. Sigur că ieri ați fost în AGA și ca orice acționar, cereți profit. Ieri s-au respins trei care le-au făcut ei la niște lucrări în Poen, pentru că nu erau finanțate și a prins frigul și n-a pus plasă. Și dacă n-a pus plasă, l-a respins, pentru că comisia de recepție din primărie este foarte dură. Și dacă vă spun că doamna Stan este în comisie, nu trebuie să vă mai spun altceva, da? Și vă dați seama cam cât de greu recepționăm și aceste lucrări. Care e bine că-i dur. E bine că-i dur. Trebuie să o faceți profitabil de societate, o scoateți pe doamna Stan în comisie. Dar nici nu vreau eu să spun. Nu, puneți voi regeri, domnule. Nu, dar nu vreau. Domnule, stați un pic. Păi eu m-am pus-o acolo, că știu că Maria când pune, știți ce pune. Și nu numai ea, și ceilalți. Dar hai să vă spun un lucru, am făcut altceva. Am întrebat colegii din primărie, care dorește să ducă o lună de zile directorul administratorul asociat. Nu vrea nimeni. E greu de lucrat. Am montat GPS pe tractoare. Și e nenorocirii lui. Caută să duc, să ascund pe la Vâlcene, unde nu prinde GPS-ul. E o muncă. Ce să fac mai mult decât să-i pui la... i-a pus GPS. Și l-a căutat 4 ore cu lui el. Bacă-i în pârâu, bacă s-a dus nu știu unde. Sunt oameni, nu e într-un sistem semi-militarizat sau, cum zic, disciplinat ca la Salin. Aici a venit cel care nu a mai găsit de lucru nicăieri, ca să vorbim foarte, foarte clar. Și sunt tensiuni, acum am mai scăpat de ce era cu... Știți voastră, băieți ăștia mai bruneți, așa, care ei dirijau cât să se mături. Și asta s-a luat de la doamna profesoară, doamna Boche, știți? Dacă mătura unul mai mult decât îi spunea celălalt, era o problemă. Am reușit să trecem după asta. Am înțeles. Îmi asum vina cu... Că pe mine este o glumă, domnul primar. Da, vă rog. Da, să citească de Marin Preda, cel mai iubit dintre comentarii. Da. Vă rog eu. Și acolo o să înveți exact cum se face. Eu am citit cel mai venit din Pământul Domnului, că nu era voie să citească. Și are ce învăța de acolo. E corect. Domnul Veștire, dacă venim și vă rog. În aceeași notă, domnul primar, cu GPS-ul, de vremea când eram șef de poliție la Moinești, aveam un post de poliție și un șef de post m-a lăsat la Dumnezeu, nu mă căutați că nu mă găsiți. Așa e și aici. Și ca domnul, nu m-am găsit, la contanță, nu m-am găsit. Dar revenim la noastră, să știți că ieri s-a pus în discuție vizicin bugetar a companiei pe anul 2016 și nu m-a făcut. Pentru că, într-adevăr, acea pierdere cu care se registrează la sfârșit de an, trebuie să ne dea din gândit mai mult decât atunci, n-a venit cu planul de redresare. Iar mi-a atras atenția domnul Antonie că trebuie neapărat găsită modalitatea cea mai eficientă de a încerca să ne aflăm acolo, măcar plina de profile, nu pot să ne spune neapărat despre profil. Dar ce trebuie, mă vreau să putem să reîncadrăm în venitul pe de a... Ai văzut un deci. Deci am scos și noi de pe ordinea de exercițiu. Și sigur că ai sistemul de monitorizare va veni în ajutorul și al lor. Pentru că aseară, de exemplu, vă dau de la etajul 3 de la CEU, arunca direct în stradă, mizeria. Adică trebuie să cumva și cetățenii. Da. Nu se poate ca să iei vineri după amiază gunoiul de la Sălcii, de la fața Popescu, și duminică când m-am dus la biserică, m-am întors înapoi să mă vadă cineva acolo. Era plin de creci, brază, ființe de mine. Trebuie să clarificăm un lucru și îl clarificăm acum. Nu e niciun fel de trend de democrație. E o chestiune care ține strict de o activitate pe care el o desfășoară și trebuie să fie plătită. Și mă refer la acel gunoi care pe lângă și mai ales pe platformele astea care pot intre cu adevărat în vezi desfințate, ei prestează o activitate care nu e plătită, domnule. Trebuie să găsim, să dăm o modalitate cum o facem, ca să poate și ei să încadreze în cheltuielile care sunt prevăzute în buget. Altfel... În condițiile astea, domnul Mărțu, va trebui să facem un proiect de hotărâre și să stabilim un tarif și pentru noi neconform. Ei car acum, vă spun car acum, de două ori mai mult cu noi, niște locații, creci,
tot ce vreți, vegetale. Sigur. Și atunci, sigur că niciodată nu vor acoperi... Consumă carburant, consumă forțe de muncă și câte și o să analizăm în planul de redresare, o să vedem și o să prindem niște bani. Și vă mai trebuie să cumpărați niște tiraje. Mai mici, mai rapide, mai economice. Dar pentru că totul a lansat ieri o idee, domnul Adolfic, și îl felicit așa. Ideea robatoare. Sunt și fonduri europene care pot fi atrase pe asfaltul de tiraje și ar trebui să încercăm să vedem. Încercăm să vedem. Da, domnul Bațăr. Da, tot legat de platformele astea, cred că sunt un bocat de infecție tehnică. Până nu se fac ceva cu ele, până nu se desfințează sau cartele sau ceva de genul ăsta, așa va fi în oraș. Nu o să găsim niciodată decât cu noi, cu lângă ele. Dacă n-ar mai exista, poate nu ar mai fi. Pentru că este o modalitate, parcă nu putem. Da. Vă rog. Faptul că avem o dublă calitate de conserve, așa că avem la gap, nu îmi vezi avantaj, chiar un avantaj. Pentru că noi putem stabili intervalul. Și clar, e și clar, intervalul minim, să ai un profit măcar un leu, sau profit zero și pierdere zero, dar accesăm profitul un leu pentru că o sumă infimă. Iar intervalul maxim e ca acele tarife să fie suportabile de populație. Deci aici trebuie să... Și noi sunt, noi, cum spun infotarii, noi ce drăm, noi dăm cu cap. Deci asta, sigur că trebuie să știi și să-și vândă marma, am aprobat în AGA, de exemplu, asta cu platformele în iulie și nici până acum n-au venit în Consiliu să am vorbit ieri. Dacă ei nu vând marfa bine către noi, nu avem cum. Și nici noi nu ajutăm. Tot în buget, în mare buget, am aprobat pentru ei o tocătoare. Adică asta e ajutorul primării pentru compania asta. Când spunea domnul primar și eu spuneam, merg cu tractoarele din 52 sau din 72. De asta am făcut apel la... Deci o tocătoare ca și cum n-am făcut nimic, ca și cum n-am mai mai făcut deloc. Și rămân fondurile europene, care asta e iar revin la... Da, da, domnul Tăchii, dacă vreți așa, dați, noi putem achiziționa aceste utilaje, sursa nu o discutăm acum, sigur că... Vreau oricum, dar trebuie. Am discutat la GAL și încercăm pe GAL. Dar care este avantajul că avem operatorul nostru? Și eu vreau să rămână, n-am să mai dea asta, să-l ajutăm. Pentru că tot ceea ce cumpărăm noi rămâne a primării. Uitați-vă, dumneavoastră, ce s-a întâmplat cu acest operator, Romprest. El în 7 ani de zile cât operează, are fondul de dezvoltare introdus în tariful care lucrează el. După 7 ani, el își cumpără alte mașini de la frumoase Euro 6. Pe când tot ce nu rămâne aici, la noi. Iarăși un avantaj ca să rămâi cu operatorul. Da? Am înțeles, uitați, să venim, ne pregătim și venim cu niște dotări, ne consultăm. Și el pe partea noastră, că IMM și cu mediu. Deci sunt programe, ca asociații comerciale, primesc eu telefoane. Da. Nu vrei să accesezi, nu știu ce, ca firmă. Am înțeles. Deci e sigur. Eu mă bucur când veniți cu soluții, dar trebuie să înțelegeți că stilul, nu vreau să vorbesc acum cu mine aici, dar o să-i spun pe mine, stilul de a reclama fiecare gunoi pe care îl găsești în Târgu Ocna, când ești consilier local și ai responsabilitatea, nu este cea mai bună variantă. Știți? Și atunci venim aici, discutăm, chemăm directorul și spunem, ce facem cu gunoaiele? Este adevărat că au fost și gunoaiele, au luat foc, acum am pus un lacăt atât ca să nu mai taie țiganii jos, încercăm noi spuneți maxim, dar nu mai vreau cu mastică, soluțiile sunt greu de găsit. Dacă nu mai sunt alte probleme, vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ale societății comerciale Compania de Utilități Publice Târgu Ocna pe anul 2017. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Domnul Proces. Cu permisiunea dumneavoastră, o să dau citire, adică o să vă supun la vot și suplimentarea de ordinea de zi și eu am spus ca la urmă să putem să analizăm și raportul privind starea generală economico-socială de mediu. Îmi cer scuze, poate unii dintre invitații o să trebuiască poate să-și spună anumite puncte de vedere, dar mi-am cerut scuze față dumneavoastră și la ordinea de zi, cred că dumneavoastră ați sesizat. Eu am sărit din greșeală, acum revin, cred că domnul Roșet a sensat cel mai bine, am sărit peste punctul divers și nu vi l-am pus la vot, dar dacă doriți să punem la vot acum, eu am scuze, mi-am cerut scuze înainte, dar nu exclude. Eu am crezut că mesajul meu a găsit reflectare în eliminarea acestui punct de vedere. L-am găsit pe ordinea de zi, domnul Roșu. L-ați găsit târziu. Păi, uitați, de asta mi-am cerut scuze. Bun.
Deci putem trece la această subiect. Dar sunt mulțumesc acestui punct. Mulțumesc. Putem trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, privind proiectul de hotărâre prin acordul de principiu al Consiliului Local pentru susținerea financiară a lucrărilor de extindere și reabilitare a rețelelor de apă și canalizare din orașul Târgu Ocna, prevăzute în lista de investiții prioritare aferente proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău pentru perioada 2014-2020. Comisia Juridică de Salubritate. Comisia Economică de Salubritate. Comisia de Urbanism n-a avut acest proiect, nu? Dacă se... Da. Am în vedere că l-am discutat ieri pe el, cred că e nervos. Păi nu știu, dacă cineva mai are neclarități, întrebări. Păi, acum să înțeleg, domnule președinte, că l-am mandatat pe domnul consilier Rusu să vorbească în numele tuturor sau numele persoanelor? Păi nu știu, domnul Roșie, ce ați discutat. Păi, asta nu am văzut o propunere, domnule. Dacă mai aveți ceva de adăugat. Eu n-am de unde să știu ce ați discutat. Eu am făcut o propunere. Pe mine sau am discutat ca altă chestiune în afara ordinii. Nu, se fac de două ori. Dacă aveți ceva de... Problema se pune în felul următor. Un rog în mod respectuos. Autoritatea executivă. Să respecte legea, nu să-mi facă mie vreo satisfacție personală. Deci, pe ordinea de zi a fost introdus acest punct ieri. Așa-i? Unii care sunt în tema, știu despre ce e vorba. Crab, canalizare, apă și așa. Dar unii poate nu cunosc la fel de bine probleme. Dacă aveam proiectul de hotărâre, expunerea de motive, portul de specialitate și așa. Poate în cunoștință din cauza am fi discutat asupra acestui subiect. Întrebarea care se pune, dacă Crabul sau compania regională de apă Canal Bacău culege roadele acestei activități, întrebarea se pune, de ce autoritatea locală sau orașul Târgu Ocna trebuie să cheltuie bani pe o investiție care practic nu mai au orașul. Înțelegeți? Asta e întrebarea. Dacă doriți să... Da. E domnul Roșeța. Acum să am rugămintea să mi se explice pe înțelesul meu. Păi pe înțelesul dumneavoastră, domnul Roșeța. Trebuie să întrebați pe cei care au fost în 2010 juriștii din primărie. Când știu unde, bateți dumneavoastră, dar vă rog frumos, fără apropouri, pentru că o să am și eu, poate, la rândul meu. 2010, prima asta întreb. Eu vă explic că pot eu. Deci nu discutăm de juriștii. Noi discutăm de activitatea concretă. În 2010, când s-a semnat contractul, de către secretarul Roșeț al primăriei Târgu Ocna și primarul de atunci, s-a scris în felul următor. Crabul se va ocupa numai de exploatarea instalațiilor, tot ce înseamnă investiție este făcut de către localitate. Asta am vrut să vă spun. Și alte explicare, țineți de ce atunci. Dar de ce faceți recurs la un anumit nume? Pentru că era pentru secretarul de ce? Primăriei. Pentru că ce? Poftim? Nu vă enervați, stați calm. Dar nu, că stau. Pentru că așa a fost. În 2010 s-a semnat. Vreau să vă, cum să spun, să dați dovada de reverența necesară în raportul cu acest Consiliu Local. Și cu fiecare permiteți, permiteți. Dar nu vă rog, dacă nu vă rog, dacă nu vă rog, deci așa s-a încheiat contractul. Să pun terminul. Deci așa a fost semnat contractul, nu reiau această problemă. Tot referitor la contract, ne zbatem de atâția ani de zile să facem un schimb de teren, pentru că în fiecare an plătim 500 de milioane, 560 de milioane chiria pentru rezervor, ca să tot să vedeți de ce, ce s-a întâmplat atunci. Deci ei mulc, cu alte cuvinte, ei folosesc rezervorul de apă, noi plătim chiria. Și noi avem ce face, așa s-a semnat contractul și așa ducem în continuare.
O să facem un schimb de teren și poate reușim să schimbăm, dar și acolo trebuie să plătim un miliard ceva ca să plătim terenul, să mai plătim chirie fiecare an. Să revin la această problemă. O comisie, care a fost și domnul David, și îi mulțumesc pentru aportul care și l-a adus acolo, la discuția care am avut-o cu consultanții, cu fiecare oraș, la CRAP, am reușit, pe lângă ce am propus inițial, să negociem. Și discuția a fost alaltă ieri. De aceea am introdus pe ordinea de zi ieri, pentru că sunt chestiuni care ne forțează și pe noi. Și ce s-a întâmplat? Cu ce am suplimentat și cu ce venim la noastră? Extinderea rețelei de apă a orașului cu 5.094 de metri lineari față de zero cât am avut inițial. Ce înseamnă asta? Că peste tot, unde nu avem apă, vom introduce această conductă de apă. Și vă dau un exemplu. Cei care stau la rezervorul de apă, știți, da? Strada aia unde stă Lupașul, nu au conductă de apă. O punem acum. Tot ce înseamnă înlocuire conductă de apă până la ieșirea orașului pe Zăvoi. Nu avem conductă de apă. Am prins-o aici. Deci sunt 5.000 de metri. Nu mai vorbesc toate cartierele care nu au avut apă. Mai sunt în Păcuri câteva străzi. Am pus pe reabilitare 24.740 față de 7.850 care a fost în lista inițială. Este un mare succes al comisiei care au negociat acolo. Și atunci, cum să nu votez? Dar nu ne mirăm acum, că domnul ce s-a ținut și când am votat pentru școli proiectele, așa că nu am votat, dar e treaba dânsului. Și reabilităm 24 de kilometri de rețea. Ce înseamnă asta? Tot orașul Târgu Ocna, și iarăși vă spun că la proiectul care a fost, s-a făcut economii la bani și nu s-au investit tot de altă poveste, avem țeavă de azbociment, știi mi-ai se întâmplă, azbociment tot orașul până la ieșire. Nu se poate așa. Deci trebuie să o schimbăm o dată. Doi, avem fontă și acum pe străzile care sunt în partea asta, pe Republici. Pentru că am avut această posibilitate și cum vinii s-a acceptat să vă spun tot. Deci de la 24.000 față 7.800 la canalizare. Avem extindere 24 de kilometri față de 10.000 inițial. Și asta ce înseamnă? Că a reușit să introducem Gura Slării, Poieri și Păcuri și Măsoare. Care nu erau introduși în ăștia 10.000. 10.000 ce am introdus noi? Că așa ni s-a permis atunci. Diferența la Vâlcele. Ne-am oprit într-un singur punct, mergem până la capăt. Diferența pe toate străzile care au avut canalizare pentru un anumit punct. Și reabilitare 369 de metri lineari față de zero inițial. Ce înseamnă reabilitare? Au rămas în zona geurilor, unde știți că sunt acele probleme, în zona blocurilor, unde mai sunt probleme de canalizare vechi. De ce este nevoie de această hotărâre? Este nevoie pentru că la discuție au spus, domnule, nu puteți mai mult. Și atunci au spus, domnule, dar de ce nu vreți dumneavoastră? Este o singură variantă. Dacă se angajează o primărie că plătește mai mult de 1,87 cât am plătit până acum, cu o finanțare, atunci aveți prioritate când ne ducem la Bruxelles. Și asta, domnule, suntem dispuși. Asta aprobăm noi acum. Că suntem dispuși să dăm între 2 și 15, da? 2 a fost minimul, de fapt 1,87. Nu avem o cifră exactă, că nu știm exact cât va fi. Și atunci, în fața celorlalte localități, noi ne-am dus și am spus, suntem dispuși să plătim mai mult decât ceilalți. Discuția a fost destul de amplă, a durat câteva ore acolo și faptul că am găsit această oportunitate și am spus, puteți să veniți imediat, în câteva zile să terminăm astea planul, puteți să veniți imediat și cu un accept de principiu că aprobați în Consiliul Local dacă va trebui să plătim mai mult și am spus, da, domnule, uite, luni aveți avizul. Că altfel nu primim nimic. Și atunci sigur că și riscăm puțin și poate nu respectăm, cum zice domnul Roșeț, legea în totalitatea ei cu 5 zile, dar este târziu, luna viitoare mă duc degeaba. Pentru că au fost consultații, sunt din Danemarca, sunt firma, nici nu mai știu cum se cheamă, domnul tu știe că am mai fost acolo și am mai discutat. Dar o să zic celălalt localități. Domnule, dar de ce îi suplimentez la ăștia și pe noi ne-a lăsat așa cum a fost? Pentru că ei dau 10%. Sau se angajează să plătească până 15% cât e confinanțarea noastră. Chiar dacă va fi nevoie să facem credit. Păi cum să nu fac credit când fiecare leuț de la mine, 15 lei pun eu, 85 fonduri europene, că spunea domnul Antui. Până la urmă, sunt cei mai ieftini bani. Vedeți, Consiliul Județean dă cum dă, guvernul o să împartă și atunci cum să nu merge? Cum să nu fac eu credit? Mă va judeca pe mine nepotul dacă spune că ai făcut credit, când îl vede, băi, a făcut credit. Dar eu am pus 15 lei și a venit
Uniunea Europeană pot ieși de lei. De ce vă spun că trebuie aprobat acest proiect care a venit așa, peste după ce făcusem ordinea de zi. Mulțumesc foarte mult! Să meneoreze un pic tensiunea care a fost creată. Vreau să spun că draftul de contract de pe grau și cu atâta cu OPRA a fost echivalent cu celălalt de draftul de contract de la toate OAT-urile din județ, la vremea respectivă. Că au apărut niște, știu și eu, amendamente pe acolo, cea care a ținut de partea de apă care l-au imputat-o și au trebuit să plătim la caterinat. Așa. Am plătit 13 milioane din acelea. E o chestiune care n-ar trebui făcută la vremea respectivă, dar așa am fost noi de fiecare dată supuși altora mai mari, dar supuși și austriaci. E bine că am intrat în o direcție bună. E bine că am prins oportunitatea asta acum. Vă rog frumos, sunt străzi care urmează să intre cât de repede în executare pentru asfaltare. Haideți să facem reabilitarea cu apă și canalizare înainte de a strânge asfaltul, ca să nu lucrăm de două. Corect, domnul, ce spuneți și mă bucur când apar asemenea propuneri. Uitați, am început vișoare. Ne-am trezit că porțiunea până la pod, mătimile care sunt două comitere, am aprobat din bugetul propriu. Ne-am trezit câtă băcare, nici n-am crezut că pe tăbăcare s-a schimbat. Cum te-am schimbat? La ce firmă să te duci? Am negociat direct că nu e valoare foarte mare și aceeași firmă care face asfalt, îi spune, fă și conducta de apă. Pentru că ne-am trezit pe Virișoara că au spart-o de 10 ori. Pentru că acum și chiar vă rog să spuneți populației, când am pus conducta nouă, nu mai acceptăm, poate să fie din inox, din V4A conducta. Se schimbă tot până la căminul din curte. Nu putem să tăiem asfaltul ăsta, cum a pățit asta iarna, pe Vișoară, pentru că am lăsat un branșament, că a spus el, care ți-a valoat de la combinat și pe V2, nu știu cât, V2A, nu? Așa. Nu se poate. Deci, acum, când traversăm strada, punem până în căminul din curtea lui, totul schimbat. Așa este. Mulțumesc. Da, eu vă spun la vot. Stați-mi, că... Scurt. După părerea mea, e singura șansă ca orașul nostru cu acest credit și acest program să intre în secolul 21. Altfel, dacă ratăm ocazia asta, nu știu, care nu ai fi altfel. Deci, practic, și prima dată, poate primul credit din 20 de ani, care, într-adevăr, își merită toți banii. Deci, dacă nu faci credit pentru canalizare și apă, atunci pentru ce? Pentru parcuri sau terenuri. Deci, ăsta chiar, nu știu, e obligatoriu. Da. Mai țineți minte o secundă că la credit. Când am făcut credit pentru cei cu 87, pentru 2%, știți, de ce facem credit? Știți ce s-a întâmplat? Până la urmă, Ministerul de Finanțe mi-a plătit și rata care am avut-o noi de plătit la sfârșitul anului. Pentru că rămân bani și fiind dator statului, el ce spune? De-mă lua asta să mi le ia înapoi. De ce e bine să te împrumuți? Da, mulțumesc. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local pentru susținerea financiară a lucrărilor de extindere și reabilitare a rețelilor de apă și canalizare din orașul Târgu-Ocna, prevăzut în lista de investiții prioritare aferente proiectului regional de dezvoltare infrastructurii de apă și apuzată în prețul la tot perioada 2014-2020. Cine este pentru? Comisie. Nu împotrivă. Se abține cineva? Domnul Roșes. Eu cred că am epuizat, vă rugăm raportul privind starea generală economică, socială și de mediu a orașului Târgu Ocna pentru anul 2016. Sper că nu. În prezentare. Da. Raportul are 55 de pagini. Citit tot. Și știu că l-a studiat, am învățit și nu vreau să vă mai plictisesc. Este raportul pe care își prezintă primarul anual, o să mai prezint și cel cu starea patrimoniului. Dacă aveți noastre întrebări să-mi puneți, nu vreau să vă mulțumesc. Una singură, vă rog. Dar nu e că nu e vina dumneavoastră. Cineva care a făcut socotelele au ajuns la concluzia că Alianța Liberalilor Democraților în Consiliul Local e reprezentat numai din Consiliul Local. Sunt și pe spate. Este un greșeală pe care și-o însușește secretariatul care a spus pe este foarte important. Observația. Și mai este una pe care am corectat-o noi cu șeptelul de animale, dar am corectat. Bun, dacă nu sunt întrebări, vă rog să vă poftiți. Nu numai întrebări, vă observați. Da.
Domnule președinte, domnule președinte, vă rog, mă adresez întregi asistente. Acest raport care poartă titlul privind starea generală economico-socială și de mediu a orașului Târgu Ocna pe anul 2016, prin volumul destul de vast, de cele 56 de pagini, dar pigmentat și cu poze, unde apare mai multe persoane, mai multe situații, așa, în care remarcăm o persoană mai mult impostată, ne-a trezit un viu interes. Și sunt sigur că și dumneavoastră a studiat cu atenție acest raport și același lucru l-am făcut și eu. Și, deși spune că este raportul privind starea generală a orașului Târgu Ocna din 2014, chiar din prima frază spune domn primar, în conformitate cu al 63 aliniatul 3 din legea de organizare a noastră, primarul orașului Târgu Ocna prezintă raportul privind starea generală economică și socială, economico-socială și a mediului orașului 2015. Acum, pe mine m-am băgat în ceață. Mă exprim neacademic. Păi, ori e 2015, ori e 2016. Înțelegeți? Aveți dreptate, domnul Roșel. Mergem mai departe. Am mai adus noi în atenție unele materiale nu sunt făcute. Dar sunt chestii esențiale și mai greșite această. S-a greșit. Nu luăm capul nimănui. Nu l-am luat, ne ferești. Dar vă gândiți nu cumva să fie ăla din 2015? Poate ăla din 2015, sau poate și din anul anterior. Nu știu, n-am verificat să vedem. Dar ce mai citim noi mai departe, mai la vale în raport? Conform recensământului populației locuințelor din anul 2011, populația stabilă a orașului Târgu Ocna este de 11.300 de locuitori. Dar în ședința din 9 martie, citim în toate rapoartele, notele fundamentale, nu știu ce, că orașul stațiunii Târgu Ocna, nu știu ce, are la recensământul populației 10.602 locuitori. Puteți să vedea situația. Acum îmi pun întrebarea. Dar este o mare performanță, pentru că domnul primar a mulțit populația cu 698 de locuitori. Nu e puțin lucru. Nu este puțin lucru. Câți bărbați și câte femei? Nu știu, dar dumneavoastră trebuie să știți și nu mă ascundeți după dosar. Stați cu fruntea sus. Mai e. Mă așteptam ca acest raport să răspundă unul deziderat. Adică cel arătat în titlu. Situația economico-socială și de mediu a orașului. Dar ce vedem noi în continuare? Adună din toată primăria. Ce face compartimentul ăla, ce face compartimentul cealaltă, nu știu ce, mai aduce și din sănătate și de un an și nu mă clarifică cu nimic. Eu ar fi trebuit să știu care e situația economico-socială a orașului, care sunt perspectivele de dezvoltare, care este dinamica de creșterea populației, scăderea populației și așa mai departe. La asta mă așteptam personal. Acum cum să spun? E un raport pigmentat, am spus, cu foarte multe poze. Nu se disting foarte bine personajele, dar de unul singur sunt sigur că distinge eșafa. Și apare în mai multe. Acum, ce să zic? Poate. Volens, mai convețuim, dacă ne ajută Dumnezeu, mandatul ăsta. Poate la anul raportul să aibă o altă structură și o altă ținută. Domnul consilier, eu apreciez
consecvența dumneavoastră și atenția care o acordați materialelor prezentate și vă rog să-mi permiteți da. Să-i dau cuvântul domnului primar să vă răspund totuși la ce... Da, având în vedere că a citit domnul Roșesc din raport, că eu nu o să vă permit să mai citesc, mai ales că dumneavoastră l-ați studiat. Sigur, cifra 5 și 6 a fost o greșeală pe care o știm. Raportul, eu cred că a cuprins și starea economică, având în vedere că am pus și șomaj și învățământ și tot ce este acolo. Nu știu exact ce vrea domnul Roșesc, dar dacă acele poze cu eșarfa, nicio problemă. Data viitoare, candidați dumneavoastră la primar, o să ieșiți primar și o să vedeți eșarfa dumneavoastră. Mulțumesc! Acum, cu populația, domnul Roșesc. Poate lămuriți dumneavoastră această problemă și uitați tot că sunteți în Consiliul Local ca să puteți peste 4 ani să spuneți ce ați obținut în Consiliul Local, în afară de faptul că v-ați abținut și ați votat împotrivă, spuneți așa. Eu am rezolvat problema orașului. Pentru că sunt trei probleme aici. 13.200 sunt de la statistică, 11.300 sunt de la recesământ, da? Și sunt 10.000 și, credem noi, în realitate. De aceea când vă spuneam că acum o să ne dăm seama când facem situația la taxa pe salubritate, da? Să vedem unde suntem. Pentru că toată România este așa. Vedeți, noastră, la alegeri punem statistica că avem nevoie de mai mulți locuitori la numărul de consilier. Când este la... vedeți că la salubrizare acum 102.000 de locuitori nu mai are județul Bacău, deși când s-a făcut proiectul au fost. E o enigmă. Și dacă v-ați lămuriți problema asta, o să vă felicităm și o să vă spunem că, într-adevăr, ați rezolvat o problemă care e destul delicată. Eu aș dori să vă spun următorul lucru. Având în vedere că am invitat pe domnul comandant de la poliție și dânsul vine o dată pe an aici, că bine de putem invita, dar am invitat acum. Cred că este normal, ca să-i dăm voie să prezinte raport, până a prezentat ceva foarte scurt, dar să-i dăm activitatea, să-i mulțumim pentru activitatea pe care o depune. Și vreau să vă informez că noutatea față de anul trecut este următoare. Știți că în toți anii venea domnul Lască de la jandarm și prezenta situația aici. Am primit o scrisoare de la inspectorul de jandarm Bacău și care spune că unitatea destinată planificării, organizării și conducerii fiind să vă adresați inspectoratul de jandarm județean. Că făceam dânsul de sună de mine. Și ne spune așa, fiind o instituție publică, unitatea a desfășurat activitatea de evaluare pe anul 2016, raportul de evaluare nu este destinat publicității, cu excepția aspectelor reglementate de legea 544 din 2001 privind liberul acces la informații de interes public. Eu cred că noi chemam aici jandarmii, ca și poliția, să apreciem activitatea. Nu am chemat la un raport, nu am chemat să le dăm ordine. Am spus ca să cunoască, pentru că ordinea și liniștea publică este asigurată de primar împreună cu celelalte instituții și este și în sarcina obligației Consiliului Local. Și am spus că este bine să vină să o prezinteze și nu au venit, ca să știți de ce. N-am făcut adresele necesare. Și atunci ne invităm pe domnul Ioan și dacă doamna directoare de la numărul 1 ne-a ascultat și a stat până la acest raport, cred că este bine. Cred că este bine. Cum? Nu, vă rog. De ce? Ați auzit cum sunt dezbatele? Și atunci îi dăm cu cuvântul și doamne directoare. La jandar s-a schimbat șeful și probabil că nu s-a dat mesajul cum trebuie. Eu vreau să spun, domnul Toreadă, că de fapt că sunteți în ATO, să nu se înțeleagă că noi am chemat la ori. Nu, să vină să spună, pentru că au și dâns și atâta acțiuni, au atâta activități și este bine să le facem publice, pentru că și cetățeanul trebuie să înțeleagă că dacă în Târgu Ocna avem nu foarte multe evenimente și cât de cât orașul este limitat, este și pentru abortul pe care tu și l-a făcut. Și eu chiar vreau, înainte de a-i da cuvântul, să-i mulțumesc foarte mult lui comandant, să știți și dumneavoastră, că ce este noul comandant al Poliției Târgu Ocna. Și vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru invitația abordată. În al doilea rând, vreau să ne duc la domnul comandant de la jandarmeria Târgu Ocna, spunea că acolo personală. Spuneați un comunic plenului dumneavoastră. E o problemă personală de aia, ce s-a ajuns de aici? Prin prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului, contra persoanei, și prevenirea accidentelor rutiere. Un al doilea obiectiv important este destructurarea grupărilor infracționale ce acționează pe raza orașului Târgu Ocna. Vreau să vă comunic faptul că în anul 2016 au fost înregistrate un număr de 395 infracțiuni sesizate în Târgu Ocna,
în scădere cu 3%. Anul în 2015 au fost 409 infracționalizate. Din cele 395 infracționalizate, 111 infracțiuni au fost sezate din mediul penitenciar, din cele 3 penitenciare. Deci ne raportăm la cifra de 284 infracțiuni sezate în orașul Târgu Ocna. Din cele 284 infracțiuni sezate în Târgu Ocna, 86 au fost inițial sezate pe autor necunoscut, ceea ce înseamnă că persoana care reclamă nu cunoaște cine a comis infracțiunea. Lucrător pentru noi, Poliția Târgu Ocna, este procedura de identificare a autorilor din cele 86 de infracțiuni sezate inițial cu autor necunoscut. 66%, adică 2 dintre ei, am reușit identificarea autorilor. Mă raportez atât la nivel național, unde procentul care este undeva la 30%, cât și la nivelul poliților învecinate și tuturor poliților din județ, unde doar poliția orașului Gărmănești are undeva la 70%, restul poliților având sub 50%. Ridicase domnul președinte Ilie, ridicase o problemă privitoare la furturile din locuință și furturile de societăți comerciale. Vă luau conștiință faptul că în anul 2016 infracțiunile de furt de locuință au scăzut de la 26 la 18, iar infracțiunile de furturi din societăți comerciale de la 22 la 11. La infracțiunile de furturi din societăți comerciale, ca să ne înțelegem, adăugăm și guma pe care un elev o fură de pe raftul de la Zanfir. Tot infracțiunile de furt din societăți comerciale. Au fost sezate doar 5 infracțiuni din societăți comerciale expre. Magazin spart, da? Din cele 5 infracțiuni de societăți comerciale sesizate, toate au fost sesizate cu autor necunoscut și la toate am indicat autorul. Asta știți foarte bine. Da? Din cele, după cum vă spuneam, 18 infracțiuni au fost comise din locuințe. Problema mare, să zic așa, la infracțiunile de furt locuințe și furt de fece, este faptul că autorii nu provin din Târgu Ocna. Marelor parte, sunt infracțiuni voiajori. Aici ne pot ajuta proiectele despre care s-a discutat anterior. Eu știu supravegherea video. Unul, descurajează ca hoțul să vină în Târgu Ocna și doi, mă ajută pe mine ca și manager al Poliției Târgu Ocna să prind cât mai repede autorul. Vreau să luați la cunoștință faptul că pentru a prinde un autor din alt localitate, mă rog Salinii Târgu Ocna să mi se dea camere, mă rog domnului Ghiurea să-mi dea camere la magazin, mă rog la Zanfirului, că nu am nicio cameră care să-mi prindă drumul național, mă rog de Comuna Părverești să-mi dea camere de la Părverești, mă rog de orice societate sau persoană fizică care are o cameră de supraveghere undeva la poartă. Să văd ce mașină trece, când trece și cum pot prinde respectivul autor. Identificăm o altă problemă care ne afectează atât pe noi, Poliția Târgu Ocna, cât și pe dumneavoastră cetățeni. Problema cu cerșetorii, care apar frecvent în Târgu Ocna, mai exact în fața restaurantului Flamingo, Michele și în centrul la Zafir și la Nebila. Am luat legătura cu domnul primar, împreună cu domnul Moscov, care a plecat. Am stabilit și cu domnul Lască de la jandarmerie, am stabilit niște priorități de acțiune. Cunoaștem cine sunt cei care cerșesc, avem o evidență a lor, încercăm să luăm măsurile care se cuvin, ei fiind minori 12-13 ani. Noi, din infracțiunea de cerșătorie a fost scoasă din codul penal, singura infracțiune care se pedepsește, poate fi pedepsit părintele, care se folosește de copilul minor pentru a cerși. Restul este sancțiune contravențională. Nu credem că este o măsură extraordinar de bună, ca eu să dau o amendă, spre exemplu, părintelui unui copil minor, că oricum nu va plăti. Ideea este să găsim soluții împreună cu domnul primar, cu dumneavoastră, cu domnul Moscu, privitoare la ce putem face cu acei copii minori. O altă problemă identificată din analiza activității infracționale comise în Târgu Ocna este faptul că de la 3 infracțiuni stradale înregistrate în anul 2015 s-a crescut la 10 infracțiuni stradale, deci cu 7 infracțiuni. Aici, la fel, fac referire la proiectele pe care dumneavoastră intenționați să le implementați, respectiv camerele de supraveghere, dar și poliția locală, unde considerăm că împreună cu noi, împreună cu jandarmii, împreună cu poliția locală, putem eficientiza activitatea de prevenire. Vreau să luați la cunoștință faptul că, datorită pensionărilor, datorită problemelor medicale ale colegilor de la Poliția Târgu Ocna, abia reușim să avem o patrulă pe schimb.
în stradă. Asta înseamnă că dacă eu am patrulat în centru și în foie se întâmplă ceva, nu reușim să facem nimic. Prin poliția locală am putea mări numărul de patrule care să acționeze simultan în teren, în zone diferite. Dumneavoastră, dacă vreți întrebări pentru scurta mea prezentare, n-aș vrea să vă fixez prea mult. Mulțumim frumos, doamnă comandant. Ne bucurăm pentru pertinenta prezentare pe care ați făcut-o. Dacă din colegi, domnul Mulțumim. Eu vreau să apreciez în mod deosebit de pe desfășuratul poliției de pentru că, într-adevăr, se constată că orașul este stăpânit așa cum trebuie profesionist. Lipsa forței polițienești este cunoscută la nivel de vizare și la această șumărată de selectate de infracțiune. De câțiva ani de zile s-a introdus acest a atuna infracțiunile comise în penitenciare la situații operative de preaz localității, dacă o legătură cu poliția, că nu au atribuțiuni în penitenciare. Dacă mă scuzați, vă întrerup, toate dosarele care sunt sale sunt instrumentate de lucrătorii. Știu, dar vreau să spun că nu vă duceți vreau să faceți prevenire cu moția acolo, că are la activitate de urmărire penală a infracțiunilor. E în competența noastră. Ceea ce ne mănâncă... Și eu rugăm de felicitări și pentru faptul că ați reușit să identificați autorii în număr mai mare de dosare față de cât a fost anul trecut și asta lăsă pozitiv pentru că cea mai mare încredere pe care o dau cetățean e atunci când e prins autorul și nu mai are stresul ăla că s-ar putea să vină și mâine sau nu știu când. E prins omul deja are liniștit. Partea cealaltă care ține de finalitatea judiciară, din primirea judecată, e altă mai exemplu, eu care mai lungă până acolo. Recomandarea care vreau să transmit colegilor de la poliție legat de sancțiunile contravenționale care le aplică. Noi ofentăm la bugetul local, aveți de intră la 3.000. Cele care sunt de încasate, nu este nouă valoare, poate o greu. Sunt parte din contravenționare care simți o fată. De cât se dea oameni, dă o satisfacție într-un fel că a luat o măsură polițistă. Și atunci ne gândim la partea cealaltă, că ne încărcăm noi o situație care nu putem să o scoatem la cală. Mai bine că se dea mai bine, eu știu, de un avertisment, de facă efectul e cel. Eu știu că, într-adevăr, e dat o amendă, îi dă o amendă și zice, bă, cel puțin am luat toate măsurile care trebuie să le iau. Dar nu are finalitate. Și dacă are finalitate, dar amendă și are contravenientul mai multă satisfacție decât agentul consumator. Dacă altcineva dintre colegi, dacă nu mai e nimeni, domnul comandant, vă dorim succes. Vă mulțumim frumos pentru prezentare. Dacă mai este necesar să rămână în ședința dumneavoastră, cu ce mai multă ce vreau. Mulțumim foarte. Doamna directoare, dacă doriți sau dacă aveți ceva să ne... Dacă nu vă vizez, eu sincer încercam să mă retrag și eu. Adică, tot am rămas. Să fac referire la activitate de anul trecut școlar. În general, suntem mulțumiți pentru ceea ce am reușit să realizăm. Avem o școală cu 1750 de elevi, dintre care 30% la elevi. Trebuie să ne încadrăm toate activitățile școlare și extrașcolare, pentru că elevii noștri, în mare majoritate, depinde de sportul școlar. Dar, cu toate acestea, am reușit să avem, și dacă vezi, vă citesc, în jur de 40-50 de activități cu copii încheiate și parteneriate cu diverse instituții, 43 de premii și mențiuni la olimpiade și concursuri școlare și extrașcolare. Până la urmă, nu asta contează. Contează să avem o școală dotată și cu cadre competente ca să putem merge mai departe. Dar aici depinde de dumneavoastră, la dotarea unde să ajung. Dacă ne sprijiniți în ceea ce noi am solicitat primărie și Consiliul Local, adică o problemă cu care ne confruntăm și cred că se știe aici, să rezolvăm cu acoperișul școlii. Asta e cea mai mare problemă pentru că s-au făcut investiții pentru școala veche la parter. Sunt deja clase în care s-au făcut investiții și funcționează și ne funcționează în acele clase, dar sunt și locuri în școala veche unde, din cauza acoperișului, chiar jos la parter veni, să vedeți, peretele este umed și dacă vin ploii mai puternice, s-ar putea să rămânem fără ceea ce am făcut. Și
și numărul de copii chiar este în creștere, adică eu zic că merită să investim. Nu numai acoperișul, asta este chiar urgență maximă. Dar cred că copiii ar putea beneficia și de o sală de sport, nu am unde să facă sport, spre deosebire de copiii de la celelalte școli, care beneficiază de școală, sala de la școala 3 sau sala de la liceu. Curtea școlii, eu nu am mai întâlnit oraș în care curtea școlii să fie cu pietre. Până acum, deci e ok că așa, provizorul s-a rezolvat. Dar se poate mai bine, tot timpul e lucru mai bine. Instalația electrică la grădinițe, acolo este chiar o mare problemă și sunt, nu, nici nu știu care să o consideră cea mai importantă. Acolo este instalația electrică, dar toate sunt importante. Nu mă vă mai zic de dotările interioare. Eu am și o propunere în acest sens. Nu știu, acum să vedem că solicitările sunt aici la primărie. Dacă tot am auzit de proiecte, de proiecte europene, dumneavoastră, dacă ne acordați o șansă și venim și noi să formăm și noi de la școală o echipă, cumva să facem front comun și să accesăm fonduri, să facem cumva școala cu niște fonduri de acolo. Da, că sunteți de acord și dacă nu puteți primi în sensul ăsta. Deci putem forma la școală o echipă care să se ocupe de proiect. Avem secretar, contabil, informatician. Deci putem numai să ne sprijiniți și dumneavoastră. Că altfel așa de mult timp se pun problemele astea și stagnează. Degeaba le mai bun. Ori facem ceva concret, ori... Eu vă mulțumesc și îmi cer scuze. Și... Doamna directoare, cred că proiectul pe care l-aveți la școală nu l-ați prins sala de sport. Prins, dar eu am cu problema dacă nu îi va fi avizat favorabil. Spre un alt proiect? Aici am zis, da. Deci există ceva ce n-am prins în acel proiect? Pentru că... Da, există. Anume ce? Există și mi-a scăpat. La containere ar trebui rezolvată situația cu îngrădirea lor, deci înainte. Mai sunt. Dar, în general, problemele mari le-am prins. Dacă dumneavoastră le-ați prins mai departe, nu am prins. Asta dorim să facem și din surse locale o să vedem ce putem face. Eu aș dori să sesizăm un aspect din raport, care este foarte important după părerea mea. De aceea am și, dacă am analizat șomajul, și a văzut că e 2,5% pe oraș și să știți că chiar ne-am interesat și e lucru foarte bun. Vorbesc din evident. Sigur că mai avem a 416, 250, a văzut ce e acolo. Deci e care chiar nu vor și se complac în această situație. A 2,5% șomaj într-un oraș, nu știu câte oraș are acest șomaj. Dar aș dori să apreciez abandonul școlar. Este groaznic să ai un om care nu știe care. Eu am întâlnit zile trecute un băiat de 18 ani care nu știa să citească. Și vă dați seama că am rămas uimit. De aceea, faptul că a scăzut la școala 1 de la 7 abandonuri în 2013 la 2, ar fi bine să fie 0 dacă s-ar putea doamna directă. Și aici trebuie noastră să acționați. Că știți că dacă începem cu diplome, la diplome sigur, avem elita cu care ne lăudăm toți. Sunt importante da? Și eu zic că nu. Dar să știți că mai important pentru oraș este ca să știe carte un cetățean. Pentru că dacă el nu știe carte, pățesc cu Stănescu, că l-am întrebat, de ce îi spart noi aici? Apoi ce scrie acolo? Bă, tu nu vezi ce... Nu, nu are ce să scrie. Și atunci, devine... Este mult mai important să-l formăm ca cetățean pentru oraș. Poate nu știe el istoria Egiptului Antic, nu știu ce îi trebuie, dar dacă el știe carte, e mare lucru. Pentru că știți ce s-a întâmplat? În închiderea școlii de la Șumastră aveți situația asta, la Poem, la Vâlcele, au renunțat foarte mult la carte. Este foarte important. Școala 2 văd că a ajuns de la 9 anul trecut, 2015, la zero, nu știu cum au reușit să această performanță, dar ce este important și aici o să știți, 5 la liceu tehnologic abandon, 8 la colegiul Costache Negrin. Dacă ați regatată, să știți, cu părinții. Dacă au plecat, e bine, familia. Dar să nu avem. Da. Și, sigur, felicitări pentru ceea ce faceți la școala 1 și mulțumim că ați venit astăzi aici și cred că dumneavoastră ați venit în numele celorlalți, spuneți, de la celălalt. Da? În sens că ați fost reprezentant. Da, mulțumim. Dar încă ceva ca o completare, dacă îmi permiteți. Apropo de ce a spus domnul comandant, vis-a-vis de copiii care le cerșesc. Spre rușinea noastră sunt probabil și de la școală, dar și de la noi. Și aici chiar am făcut și în acest sens o solicitare către serviciul social de la primărie. Adică să se facă ceva concret, că s-ar putea să ne intre în casă tuturor la un moment dat.
E vorba de știți, copiii familiilor care își trimit familiile respective, își trimit copiii la cerșit și nu și primit la școală. S-au înregistrat absențe. Noi am făcut o situație absențelor. Am trimis către serviciul social, cerem ajutor, sprijin și din partea dumneavoastră și a poliției. Adică se trimit acasă, dar vă spun sincer, nu se face nimic concret dacă acei copii nu sunt luați din familie. Pentru că ei nu au ce învăța de la părinții respectivi. Adică sunt cazuri și cazuri unde familiile sunt necăjite. Le dai un loc de muncă și muncesc, dar la ei normalitatea e să nu muncească. Asta e problema. Ce-ați spus? Mai e o chestiune, dacă permiteți. Cei care sunt cu abandonul școlar, cu instructori de carte, ăștia toată viața lor vor fi asistați social. Ăștia nu vor fi angajați de creier. Mă uitam chiar la colegiul, că fac parte de Consiliul de Administrație și era problema de a angaja o femeie de serviciu. Să vedeți toate probleme pe care trebuie să le parcurgă, parcă ar deveni profesor universitar, cu postul la nu știu care facultate. Femeia de serviciu trebuie să interviu, probă scrisă de 4 ore și toate alea. Și sunt unii care sunt instructori de carte. Ce faci cu ăștia? Nu ți-i angajează nimeni nicăieri. Și rămână în spatele societății ca să-i ducă mai departe. Stăteam de vorbă cu unul dintre cei care dau mâna de ajutor pe la biserică, la Răducanu, și mă întrebam, băi, Vasile, zic, ai câți ani ai? Păi, 50 de ani am dorit. Și nu te gândeai, nu prea vreodată? Nu am lucrat niciodată. Și nu te gândești că vine vremea că nu o să mai poți să arunci și pe acolo, vine odată ca să poți să ai o pensie. Știți ce mi-a zis? Pe ajutorul social pe care l-a lui Ivan, ai cu pensia mie, un pic cu lumii. Și atunci, uitați-vă răspunsul. Ce să mai mai? Ăștia vor deveni dacă nu Domnul Gabrilă, dacă doriți să aduceți la cunoștința Consiliului Local o problemă, aveți o discuție, ceva de o informare, vreți să mi-e spuneți? Eu vă mulțumesc tuturor, în primul rând, pentru că mi-ați dat posibilitatea să particip la lucrările astea. Sunt Târgu Ocrean de imediat după Revoluție, dar am avut drag de Târgu Ocrean, dar prin care aici mi-am terminat studii de medii la liceu teoretic. Dacă ar fi, bineînțeles, mă pregătesc să fac aprecieri la prestația membrilor Consiliului Local. Apreciez însă totuși că materialele sunt dezbătute cu mult simț de răspundere și aceea am abordat o tematică foarte diversă, adică toate, să par toate, chiar aproape toate aspectele legate de acest oraș. Dacă ar fi totuși să spun câteva cuvinte, le-aș spune din perspectiva trecătorului prin Târgu Ocna. Aș zice, poate, din perspectiva celui care trece prima dată sau, mă rog, nu trece de prea multe ori. Și mă rog să fiți de acord cu mine că atunci când te duci și treci printr-un oraș, ești foarte atent la cum arată orașul. Dacă îți dă acel aer de ordine, de curățenie, ar zice că, din punctul ăsta de vedere, la Târgu Ocna nu că lasă de dorit. Asta sunt condițiile de trafic din Târgu Ocna. Problema traficului din Târgu Ocna nici nu știu cum ar putea fi abordată să fie mai fluidă, să-ți dea un sentiment mai de multă siguranță, pentru că, într-adevăr, centrul orașului este foarte aglomerat. Dar totuși o sugestie, permiteți-mi să dau. Marcajele rutiere. Dacă parcările ar fi marcate vizibil, îți dă și acea impresie de ordine, dar n-ai mai vedea mașinile parcate, unele paralele cu trotuarul, altele perpendiculare sau altele într-un unghi de 45 de grade. Toate ar fi parcate într-un anumit fel. N-ai mai vedea mașini parcate perpendicular de către unii care sunt certați cu bunul simț, în primul rând, astfel încât spatele mașinii acoperă și banda de lângă axa drumului. Și atunci perturbează foarte mult traficul. Chestia asta, bine, vine în ajutorul îmbunătățirii condițiilor de trafic, dar îți dă acel aspect de ordine. Zici că e ordine. Când te duci într-un oraș nou, ai te dus odată sau te-ai mai duce altă dată, ești foarte atent la felul cum este întreținut spațiul verde,
la modul în care autoritatea publică dă atenție monumentelor istorice. Orașul, stațiune, Târgu Ocra. Am văzut că ați inițiat un proiect ce se referă la drumul de la Salina. Salina este un obiectiv turistic, din ce în ce, cu potențial din ce, ce mai ridicat. Drumul de acolo, oricare vine acolo, știrbește mult din imagine. E clar că nu se pot face toate odată. Cert este că Târgu Ocra a raportat, mă rog, proporțional la numărul de populație, a luat-o înainte Oneștiului, de mult chiar. Și, pe de altă parte, trebuie să spun, eu, prin natura activității, am cunoscut mulți din autoritățile locale din județul Bacău, cel puțin. Vreau să spun că la Târgu Ocna chiar autoritatea locală de aici chiar s-a implicat și chiar reușește să pună cap la cap. E adevărat, cu unele inconveniente, cum spunea domnul primar. Dacă te trezești că îți pune bețe în roate, ba unul, ba altul, nu mai faci nimic. Știm cu toții ce poveste grea este cea legată de achizițiile publice. Când se trezește unul de reclamă achiziția propriu-zisă, te se duce prin tribunal nu știu cât timp și de așa se pierde un timp foarte important într-o investiție. Nu vă alungesc mai mult, vă mulțumesc și așa fără. Și noi vă mulțumim frumos și pentru sugestii vizate. Am venit la ședința dumneavoastră pentru că domnul primar mi-a cerut sfatul câteva domenii și chiar glumit, știu că a glumit, m-a și numit consilierul dumneavoastră, neretribuit, bineînțeles, pe o anumită speță, nu pe... Și în condițiile astea ne-am dorit pe apă, să... pe vin încă n-ați... depășit de lucrurile. Am vrut să dată era doamna director acolo și o doamnă colegă de acolo. Zice, doamna director, veniți repede că a venit un domn cu apa. Domnul Gabriel, noi vă mulțumim din tot sufletul și vă invităm și cu altă ocazie. Când dumneavoastră aveți posibilitatea, eu vreau să fac cunoștință sau să aduc la cunoștința colegilor. Domnul Gabriel, cu problemele care s-au ocupat de apă, cred că este o problemă de a beneficia de cunoștințele. Nu numai noi, consiliere, ci implicit autoritatea locală, comunitatea locală, implicit orașul, ca un cetățean care are cunoștințe destul de serioase în anumite domenii, să-i atragem către Consiliul Local, să nu-i lăsăm deoparte, chiar să-i stârnim, cum s-ar spune, să vină în ajutorul localității, în ajutorul comunității. Chiar domnul, eu personal vreau să-i mulțumesc pentru că am colaborat intens, având în vedere activitatea de care s-a ocupat domnul Gabriel la Apele Române. Am colaborat intens și chiar ca agent economic de raza localității. Știți că am primit de foarte multe ori nu numai ajutor instituțional, nu, chiar am primit de foarte multe ori mod de rezolvare, adică soluții. Unii mai râd, unii mai glumesc, dar să știți că cel care este efectiv în foc, în bădălie, primește un sprijin. Un punct de sprijin la un moment dat, contează foarte mult pentru asta. Eu personal îi mulțumesc lui domnul Gabriel și mie îmi pare rău că nu mai este activ, dar îl activăm aici la noi, la primărie. Și îmi rog că domnul primar are de spus. Domnul Gabriel, știți, Târgu Ocna are pe multe probleme în care are și aceste probleme cu cele două, cu Trotușul, cu Stănița, cu Vâlcica. Problemele sunt foarte complicate pentru că Apele Române, dacă te duci să iei o căruță de balast din Trotuș, te-a amendat. Când avem inundații, a venit apa de sus, nu au nicio problemă. Este un aspect. Însă, un proiect de viitor trebuie neapărat să prindem Târgu Ocna. Este vorba de Trotușul de la intrare până la vărsare. De asemenea, partea Stănicului, care a fost făcută la timpul respectiv pe un proiect și atunci un proiect care, sigur, începuse domnul primar David la vremea respectivă și l-am continuat eu, pentru că la vremea respectivă s-a pus problema să luăm un afluent de la izvor până la vărsare. Și l-am rugat să vină în Consiliul Local și dânsul a fost de acord să vină și să ne dea din experiența, având în vedere că și acum mai este activ la sindicat și în Comisia Paritară la nivel de minister.
Mulțumim și dacă veniți aici. Concept de dialog social, m-am zis. Da, dialog social. Ce rugăminte am? Dacă dumneavoastră cunoașteți personalități care vin în Târgu Ocru, este bine să aducem aproape și să folosim de experiența lor, pentru că, din păcate, nu toți consilierii au participat la acea zi a fiilor orașului, dar eu vă invit să participați, să vedeți că vin din toată țara și este bine să vină, pentru că dacă nu facem zilnic câte un pas spre a ne face cunoscuți, știți cum era o dată de vremea mea, fata nu se mărita dacă nu ieșea la bal. Rămânea frumoasă și de vreme acasă și... Cum mai e? Da. Bine, mulțumesc, mă rog. Dacă mai sunt dovedi, mai vin. Da, doamnă, nu vă spuneați. Ați venit, ați intrat, nu știm. Eu vă cunosc. Din punctul meu de vedere, cred că dumneavoastră, dacă aveați de gând să comunicați ceva, poate greșesc acum, dar dacă dumneavoastră aveați de comunicat ceva Consiliul Local, cred că trebuia să o faceți cunoscută această problemă, în sensul că depuneați la secretariatul din care spuneați că vreți să aduceți la cunoștință Consiliul Local o problemă, dar nu e nicio problemă, puteți să spuneți din nou. Noi o cunoaștem, cred că toți consilierii cunosc problema dumneavoastră. Puteți să ne spuneți încă o dată, dar nu știu să vă dau eu un răspuns, nu-i dau de sol. Da, problema mea mare nu este chiar cine știu. Și cu rugămintele de la noastră, eu am vrea să intru înapoi la punctul, dar cu acordul dumneavoastră, dacă putem de acord votare, pentru ca eu să intru înapoi la serviciu. Deci asta este rugămintea mea mare pentru dumneavoastră. Sunt trei posturi, deci la Securitate, pentru mătură, spații vreți sau ce este, și am vrea să intru înapoi. Deci, asta este... Este personal. Da. Am fost personal, am depus cerere și acceptat. Nu știu de unde știți din trei posturi. Ieri am avut ședința AGA și domnii directori chiar au venit cu o propunere de reducere de personal. Domnul administrator a făcut cereri la dânsul, mi-a scris pe acea cerere că deci trebuie să intru într-o comisie, cred că tot aici în ședința de consiliu ca să... Nu ne-a adus la cunoștință în adunarea generală AGA o alt fel de problemă. Cine v-a spus că a scris administratorul de cerere? Cine v-a spus că a scris de cerere? Dar oameni că sunt copie. Mi-a dat ieri am pus-o și mi-a dat o copie și un pic am dat să le de dar am spus pentru că domnul Popa are nevoie de trei fete. Au plecat multe de la compania asta. Apanajul angajărilor este atributul administratorului acestui comunitate. De-aia m-am și uitat să văd dacă este aici și a domnul administratorul la curte și m-am anunțat eu că suntem la diverse permisuri. Nu. Având în vedere că declarăm închisă ședința, trecem la diversii. Dom'le, vreți să fiți filmați la diversii? Da. Nu, dar a fost discuția că s-a votat. Dacă tot punctul diversii este trecut pe ordinea de zi, continuă. Eu nu asta vreau să zic. Nu, dar s-a votat în sensul, eu rețin că a fost discuția, poate greșesc eu. Punctul diversii nu se numește. Cu totul altceva vreau să spun dumneavoastră. Comisia așa se... N-a ajuns. Da, comisia n-a ajuns. Da, n-avem amintit. Bine, închide, nu am niciun fel de problemă. Nu am niciun fel de problemă. Vreau să spun cu totul altceva. Niște cetățeni au venit cu o solicitare, nu știu în ce măsură se poate rezolva solicitarea lor, ar dori pe timpul vacanțelor școlare să fie înființată o clasă la o grădiniță, așa, o clasă de timpul vacanței cu programele muncii. Acum eu le-am spus, băi, nu știu în ce măsură se poate, ține și de Inspectoratul Județean, cred că ține și de Ministerul Învățământului, nu știu, curicula, nu știu dacă putem noi, eu ridic problema de astăzi în Consiliu și
dacă se poate înființa această clasă pentru copii până la vârsta de 5-6 ani. Program normal sau prelungit? Un program prelungit. Discutăm cu doamnele directoare de la asta, având în vedere, am gândit și eu că sunt atâția educatori care poate ar dori să își desfășoare activitatea și pe timpul vacanței. Mulțumesc! Este foarte importantă problema ridicată noastră, pentru că anul trecut niciuna din cele două grădiniții n-a asigurat funcționarea pe care ce rugăminte am? Cei care v-au solicitat și spuneți părinților care au copii să facă această cerere din timp. Eu spuneam, pentru eu că eu sunt unul dintre ei. Nu, vă rog frumos. Pentru că la data când am sesizat anul trecut eu și am spus, se poate din toate grădinițile care sunt în oraș, una nu să funcționeze. E, ar fi bine să funcționeze cu program prelungit de la Piticot. Piticot este și unul și doi. Am înțeles. De acord, de acord. De acord, dar rugămintea este, toți cei care au copii și vor ca să funcționeze una din cele două, personalul și de la una și de la alta poate să asigure și vacanțele și concediile, dar trebuie să asigure funcționarea. Să ajungă cât de urgent această solicitare și vă promit că cu noul director de la școala 1 trebuie să găsim înțelegere ca să funcționeze. Da? Mulțumim. Domnul vecinul cu copilul a sesizat, sigur, copiii, un domn care stă în vecin cu copilul. Aia e monumentul, cum era acolo? Pe trei de la mă. Cheamă copiii care își consumă de acolo, de la copilul, diferite produse de astea ambalate, aruncă ambalajul ăla și solicită să-i se pună în gardul la un coș de gunoi ceva să. Deci nu-i mare... Am ridicat-o și la curte. Probabil că din 2-1 sunt la ocupare. Părinții care vezi coșul de gunoi, nu mai aruncă... Părinții care se vede coșul de gunoi, nu mai aruncă curtea lui. Da, este o soluție. Domnul Pan. Ceva ce te ține de la strada de Muncreangă. Mai, nu știu dacă este exact Muncreangă, că i-am vorbit cu cetățenii. Înainte de a ajunge la Casa Creangă, în dreapta, paralel cu Mihai Hinescu. E o strântă, e un pod de CPR care nu se poate circula. Deci mi-au spus că ei nu vor beneficia de canalizare și ce se poate face în acest demers, fiind canalizarea fiind pe strada Găleană. Deci ce știți povestea, dacă puteți să... Să vină cu cerere să vedem exact care e locația. Da, am înțeles că ar fi discutat aici. Care e locația? Care anume? Cine? Mai Andrei Mureșan sau unde? Continuare la Vasilele Alexandrii. Familia Unsu. După ce se face traversare la Vidia Ferrari. E un creangă. Și este, dar e un creangă. Nu, continuare aici să nu beneficiez eu. E un creangă vine în Celedrii. Nu, că e calea ferată. Care este timpul și care e calea ferată. Aaa, stați un minut. Da, corect. Dar nu s-a spus. Deci unde este domnul Dodu? Sunt câteva case acolo. Deci domnul Dodu și cu celelalte case nu pot beneficia din două motive. Avem situația de pe Daniela Caurea parțial. Deci Daniela Caurea, casele care sunt de la calea ferată, pe sub podul de la calea ferată până în stradă, nu pot beneficia de canalizare pentru că sunt mai jos ca și cotă față de Daniela Caurea. Și atunci am stabilit următoarea chestiune. Pentru că asfaltăm Daniela Caurea, vom pune trei cămine pe stradă ca să nu spargem asfaltul după. Și vom încerca să obținem avizul de la calea ferată să trecem pe sub acel podeț. Dacă nu obținem avizul de la calea ferată, avem varianta să mergem paralel cu taluzul căii ferate și să ieșim undeva la pod. Ce rugăminte am aici, la Ion Creangă? Nu se asfaltează acum Ion Creangă. Rămâne în discuție exact la ce facem acum. Pe la suplimentarea care am făcut-o noi pentru canalizare, am cerut soluții pentru toate aceste variante. Pentru că aici va trebui pompă. Facem proiect cu aviz de la calea ferată și acolo au trecerea aia pe sub calea ferată, dar nu dă voie calea ferată, pentru că ați văzut. Calea asta ferată, sigur, este foarte bine că este, dar creează atâtea probleme la avizări acum, pentru că ați văzut, la podul Salinei a făcut 3 stații de pompare. Am ridicat costurile proiectului, avem unul peste apă la cimitir, avem unul în față și unul, tocmai pentru că n-au dat voie să treacă pe stradă. Și vom găsi o soluție și pentru deși nu avem acum. În proiectul care îl facem acum vom veni și atunci va pune o pompă exact în calea ferată care va deversa în strada Găleană, da? Și avem multe situații, avem pe la Fetiță Răcuța, multe case, adică de la
Mă, de mai jos decât... Avem probleme acum cu Alconeco, avem probleme cu Dacia, pentru că ce se întâmplă și vă rog să înțelegeți. Această tehnologie care o folosesc sau și proiectanți acum este total diferită de ce știam noi. Noi făceam, închideam strada la capete și făceam canalizare de la 3 metri jos, 5 metri, ca să aibă toată lumea să racoleze. Am avut și aceste discuții cu proiectanții și a spus, domnule, de ce să mărești costul și să faci canalizarea pe Costache Negri la 4 metri ca să poată brașa Alconecu, că noi o facem la 1 metru și jumătate. Am redus costurile, iar cei 2-3 abonați care nu pot, pun pompe. Și au dreptate. A venit domnul Alecu, am avut ultima discuție acum, că nu se poate racorda. Și a spus, domnule, noi lăsăm căminul și vei deversa acolo. Te costă mai puțin pompa să deversezi, decât să lăsăm toată canalizarea pe o lungime atât de mare, ca să poată brașa cineva. Și Mosoare e acea situație. Acolo toate casele sunt... Numai un pic. Deci la Mosoare, care va fi soluția? Ați văzut că noi avem acum 8 stații de pompare. Vă dau Tisești cel mai bun exemplu ca să înțeleagă toată lumea cum funcționează sistemul. Acele cămine care le fac ei nu sunt cămine în care apa uzată, ca să nu-i spune, altfel va ajunge acolo. Nu, acolo este aparatură și pompe. Avem așa, de la Colonie se adună până la intersecția cu Pârâul Boghi, gravitațional ajunge acolo. Acolo ați văzut că e o stație de pompare. Mai este o conductă în diametru mult mai mic, deci 200 are conducta, care colectează gravitațional, acolo pompele o iau și o trec peste, de la, până la domnul Roșeț în față. La domnul Roșeț, iar este o stație de pompare, vis-a-vis de dumneavoastră acolo, este o stație de pompare care ce face? Acolo nu este niciun lichid, are un mic rezervor din inox, are două stații de pompare și niște tablouri. Tablourile transmit la stația de epurare, prin satelit, starea pompelor și ce e acolo. Și echipa de service va veni când vede la tablou de comandă că s-a întâmplat ceva, vine la pompă. Așa funcționează Tiseștiul. Mai avem una la școala Tisești, în curtea școlii, vis-a-vis de biserică, care iarăși pompează și au adus-o în față la forajul dintre coloana principală. La fel vom avea pe Republicii. Republicii, de la doamna Biri, de acolo, de la stație, tot așa, avem stații de pompare. Ați văzut, una din stații de pompare este exact la podul de la Vâlcica. Și aici vreau să rămânesc o problemă, pentru că au fost multe discuții. S-a descoperit acolo un beci. Beciul de la casa care era în drum. Dacă țineți minte, era o casă care avea cerdacul, prispa era în drum. Exact. Și am descoperit un beci. Sigur că a dat telefon cineva că este un beci acolo, după ce s-a întâmplat la Râmnicu cu Sărat, a venit de la muzeu și a spus, stați lucrarea, 50 de metri, nu mai are voie să facă nimic. Sigur că s-a constatat că este un beci a unei case, nu reprezintă nimic istoric, dar a fost sistată lucrarea o perioadă acolo. Mai un aspect, toată această canalizare, vedeți că se face cu circulație. Nu-i ușor lucru. Toată lumea întreabă, cum o fac? Au altă tehnologie. Au cotele de la suprafață și îl știe exact la cât să lanseze conducta de canalizare. Și ați văzut că înaintează. Sunt 4 echipe. 2 echipe sunt aici și 2 echipe jos. Și o să termine. Important este că am obținut avizul de la Domnul Național și aici a fost o serie întreagă de modificări de proiect. Inițial au spus să n-am avut inițial proiectul pe trotuar. Nu s-a putut pe trotuar pe fibra. Apoi s-a trecut pe carosabil, s-a cerut țeavă de protecție din metal pe toată lungimea, dublat proiectul și nu s-au acceptat. Și acum o să se facă normal, numai traversările o să le facă din țeavă. Și mai un aspect, se va reface covorul asfaltic de la axul drumului până la... Toată va merge pe partea stângă, cum să ce spre Olești. Iar aici unde avem aceste cazuri, cetățenii să vină să sensizeze că vor să se branșeze la canalizare, pentru că avem cetățeni care au spus, nu, domnule, am asta și o branșez. E treaba lui, nu poți să-l oblige. O să vină mediul și o să-l întrebe unde vitanjează. Dar aici cetățenii, spuneți-mi, să facă scris și să le aducă la noi, să le avem sensizate, că atunci când vine proiectantul, să-i spune, domnule, aici trebuie să dai soluții. Și el o să prevadă pompă. Pompă mică. Era să pună alcohol asfaltic pe tot drumul. Nu, da, a fost pe tot drumul și a ajuns la jumătate. Deci asta e. De la axul drumului pe partea asta. Sigur că vor fi probleme. Vă dați seama. Numai că, dacă observați, s-a solicitat tasarea să facă mult mai bine. Adică cu vibratoarele alea, tasează ca să nu se lase. Pentru că tot îi vor veni și vor reface până când va fi bine. Cum e pe Tisești, pentru că este două sau trei ore cu toată asfaltul. Va fi o instalație care va funcționa după principii moderne. Eu am văzut o asemenea instalație. Într-adevăr, de un tablou de comandă acolo,
care ai oglinda la tot orașul, ce se întâmplă și cum. Încă un aspect, nu se poate apa pluvială, și aici vă rog să înțeleagă fiecare cetățean al ordinator, nu se poate apa pluvială să intre în apa de canalizare. Toate părăile au venit de pe Daniela Caurea, că pârâul ăla care vine de la deal, să-l băgăm în canalizare. De ce nu se poate? Apa pluvială e separat. Pentru că gândiți-vă că fiecare metru cub de apă uzată, care intră în stație, primul aparat care este la intrare în stație este de 8 metri. Cât apă uzată produce orașul pe Bob? Da? Cât? În condițiile în care acum apa e curată, că dacă închizi ochii un pic, poți să o bei. Acolo am fost să strădate și am văzut, nici nu vedea unde e apa, adică tot altceva se deplasa în zonă. Și fiecare metru de cub de apă tratat costă. Și acele costuri trebuie să le încasezi de unde? De la cetățean. Și va trebui să avem separat apa pluvială cu descărcări în râul Trotuș și avem noroc că avem emisar aici, iar numai apa uzată, murdară, aia trebuie să ajungă în stația de curat. Dar drumul ăla de pe Tăbăcar, domnul, da, corespunde din punct de vedere al volumului, că pentru că plouă era o problemă. Domnul, ce se întâmplă? Pe Tăbăcar aveți dreptate. În fața logica Măriuții, da afară cămin. Am fost și l-am măsurat. Jumătate este prin cuvânt. Că aici e problema. Noi acum am pus, nu a fost prins în proiect treaba asta, că avem canalizare. Nu știm dacă este corect, este din corpul din bucăți din beton și sunt multe chestiuni. Toate le-am prins aici. În ce ați votat dumneavoastră astăzi și ați aprobat, prindem tot. Asta înseamnă reabilitare. Să punem alte materiale, pentru că cimentul, tubul ăla care aveam de ciment, el se încarcă și ați văzut încă un aspect. Acest material ceramic din care sunt făcute aceste conducte, toată lumea zice că au garanție 100 de ani, nu știu cine o mai așa, însă faptul că sunt vopsite pe interior cu apă, când se introduce acel robot, care vă invit cine doriți să vedeți ce mașinărie poate să fie acolo, robotul verifică dacă a rămas un bolovan pe conductă și imediat se sizează, la fel de aliturile, pe vulcele au schimbat la conducte că au circulat, au fost puse bine și au fost multe remedii de făcut. Iar firma care verifică canalizarea, n-are nicio treabă constructorul. Adică nu-i spune constructorul, mai las-o așa, că nu știu ce. În primul rând, deci, de condițiile astea, există o fisură ceva acolo, de tot ies apă la podul ăsta, la faliment. Apropo, și spune de asta, au trecut pe acolo și au verificat încă două primări. Ori l-au devistat, nu pot să cred că e cineva branșat și dă apă, nu știu de care. Nu, vine, se infiltrează apă de undeva. Ce se întâmplă? De exemplu, pe strada Cimitir. Pe strada Cimitir, normal, tot timpul iese apă prin canalul ăsta. E clar că apa pluvială pătrunde undeva, dar așa e și pe Salini. La portul de la Salina, iese apă tot timpul. De ce? Deci se infiltrează pe undeva. Deci undeva intră cămin. E treaba lor să o verifice. Sigur intră apă, că iese plin. În cazul ăsta nu va funcționa, pentru că nu face vidul necesar ca să treacă pomul. Da. Deci ei trebuie să intervină acum. Se pare, că undeva în Dulcica, unde au făcut ei, Dulcica pătrunde pe și eu cred la fel. Dar ei vor veni și vor studia, pentru că punerea în funcțiune e deja o problemă. Stația de epurare, vă invit să mergeți un pic să o vedeți, este în fază de montare echipamente. Eu îmi dreagă un zil acolo. Da, iau termen până la sfârșit. Adică că s-a defazat, cum se zice termenul ăsta, că nu a întâlnit că s-a întâmplat, pentru 2016, dar de fapt cheltuim din banii noștri, din bugetul 2014-2020. Dar s-a acceptat ca să finalizeze aceste lucrări. Pentru că noi nu am fost în stare, în ritmul în care mergem și acum, dar să nu vedeți, trebuia din 2014 bugetul, dar suntem în 2017 și noi abia depunem studii. Studii care mai durează 3-4 ani. Am întrebat și eu ieri la proiectant, la ea și să spune, când credeți dumneavoastră că va fi? Eu fiind și membru în Consiliul Regiunii Nord-Est, am ridicat această problemă, pentru că suntem interesați de acest proiect de 5 milioane de euro. Și am aprobat în organigramă încă 15 specialiști ca să vină la evaluarea proiectului. Ia foaie cu foaie și se poate verifica, se poate da drumul. Sperăm să nu mai ajungem până în 2020 și abia să le pornim pe cei 3 ani care se dau în plus față de la terminarea bugetului. Dacă mai e o problemă, dacă nu mai e, declar ședința închisă, vă mulțumim frumos, vă mulțumim și pentru operativitate și pentru modul cum ați răspuns la... Felicitări, domnule președinte!